Bine ați venit la un nou podcast în OMV Pipera, că aici ne place nouă, e cel mai frumos. Chiar tu te întâlneai în benzinării? Da. Da. Și acum mă întâlnesc în benzinării. Asta și a fost ideea când le-am propus chestia asta. Am zis, bă, eu vreau să fac podcast în benzinărie, la cafenea, pentru că eu acolo mă întâlnem, acolo stătem, acolo ne vedem, seară de seară. Și zic, poate o să rezoneze și oamenii cu ideea asta și o să li se pară, a, mai ții minte că ne întâlneam în OMV sau, na, să nu zicem alții. În sfârșit, îl am aici alături de mine și îi mulțumesc că și-a făcut timp să vină la Brașov cu noaptea în cap. Cred că ai plecat pe la 6:30. Nu, am plecat pe la 7, am venit mai repede. Ai venit mai repede, e la Vale, e la Brașov. Vale, da. Așa. Și îl avem pe Mihai, care este profesor, culmea, profesor, la universitatea? La Universitatea Transilvania. Transilvania din Brașov, că puteam zic facultate și na, o jigneam pe universitate, da. Ca să zic așa. Eu l-am cunoscut acum 3 ani jumate, 4, să zicem, când am filmat un material pentru Motul, în care el ne povestea ce face la Formula Student, lucru de care eu nu eram absolut deloc familiar cu proiectele astea, adică, cum să vă zic eu, cum să vă explic, eu când eram mic, în clasa 7-a la fizică, am descoperit într-o materie super plictisitoare niște chestii interesante, că eu eram pasionat de mașini, de mic, și când am găsit eu acolo în cartea de fizică principiul de funcționare motorului în 4 timpi, am zis, wow, hai să citim, și m-am ofticat că erau doar 2 pagini, adică, știi? Și nu pot să spun după aia că am urmat cursul firesc al lucrurilor și am început să iau cărți din care să citesc. Nu, a rămas acolo. Adică dacă n-am mai fost în cartea de 7-a, am trecut peste asta. Dar unde vreau să ajung cu chestia asta este că există și în România posibilitatea, dacă ești pasionat de mașini, să faci parte dintr-o echipă de curse în cadrul unei facultăți și să experimentezi viața de a merge la circuit, de a pregăti o mașină de curse, de a o întreține, de a o servisa, de a te lupta cu secundele, de a lucra în echipă, de a avea un coordonator, adică sunt niște chestii care te formează în viață și despre asta vreau să vorbim, că eu mă gândesc că se uită mulți copii la noi, copii, să zicem, care sunt, nu știu, clasele 9, 10, 11, 12 și zic, bă, ce facultate fac eu? Mie îmi plac mașinile, mă. Bă, mie îmi plac mașinile și motoretele, îmi plac mie așa, că sunt fan, eu îmi plac mie, mă uit la televizor, fac ăștia drifturi, e tare. Dar cum fac eu să aprofundez, să pot să studiez mai mult, știi? Și atunci, de-aia te-am chemat aici, ca să le spunem oamenilor că există și în România lucruri de care ei nu știau, că sunt ferm convins că mulți dintre urmăritorii noștri nu știau de existența ta și de existența campionatului ăsta Formula Student, ca să zicem așa. De când particip tu la Formula Student? Eu și cu echipa mea participăm din 2009. Deci sunt 14 ani bătuți, okay, pe muche. Cum pot să ajungi aici, e un drum foarte lung, dar cred că primul lucru care trebuie să-l știi este dacă vrei să faci lucrul ăsta. Pentru că în România nu există numai Universitatea Transilvania din Brașov care face asta, noi o facem de 14 ani, noi am inițiat proiectul ăsta în România. Sunt și universitățile din Iași, din Cluj, din Timișoara, Bucureștiu, care au început proiectele de Formula Student. Formula Student, exact cum ai spus, nu e doar pasiunea pentru drift, curse și așa mai departe. Nu este, în primul rând, nu e o competiție de drift, este o competiție de monoposturi pe care studenții le construiesc de la zero, după proiectul propriu. În proiectele astea trebuie să-și atragă investitori, sponsori, resurse de toate felurile pe tehnologii, și să o construiască, să o testeze și să concureze la nivel internațional. Pentru că conceptul în sine a fost lansat acum vreo 20 de ani. Britanicii și, evident, americanii au făcut formula asta ca să pregătească ingineri pentru marile competiții. Cum ajung copiii aici? Fac școală, merg la o facultate de profil tehnic, în principiu. Deși în echipă nu avem doar de la facultăți de profil tehnic, pentru că o echipă de Formula Student funcționează în mic ca o echipă de la formulele mai mari. Are echipă de marketing, are echipă de IT, are echipă de electroniști, are echipă de mecanici, are echipă de oameni care fac parte de mentenanță, deci mecanicii adevărați care sunt hands-on.
toată treaba asta se întâmplă în România de vreo 14 ani și păcat și eu mă bucur, Daniel, că tu de fiecare dată ne-ai chemat ca să promovezi proiectul ăsta pentru că înțelegi că nu e de ajuns să ai pasiune. Este ca să ajungi să faci performanță și să-ți îndeplinești visurile, trebuie să educi pasiunea. Noi povesteam mai devreme treaba asta. Noi vorbim mereu de educație, că nu există cultură, nu există educație. E, noi suntem un ac mic aruncat într-un car cu fân care a început drumul ăsta spre educație în motorsport, în inginerie aplicată de data asta. Pentru că, exact cum ai spus și tu, în clasa 7-a, într-un manual ai găsit ceva care te-a stârnit. Mai departe a fost problema ta. E, lucrurile încep să se schimbe odată cu ani și eu mi-am dorit să fac în școala care m-a format, din punct de vedere profesional, ceva ce n-am avut eu. Și eu am simțit nevoia asta, a fost instinctuală la început, acum o conștientizez și deja am planuri pe treaba asta, am vrut să cobor și la nivel de licee, la un moment dat, poate că știi că noi am organizat cândva o chestie cu niște kituri electrice, am vrut să trimitem o echipă de liceu la Rockingham, sunt niște probleme funcționale care țin de sistemul nostru de învățământ, pentru că trebuie să coborăm la nivelul de licee și noi ne-am dus către asta, liceele au răspuns, am avut și partenerul economic, deci cercul s-a închis, evenimentul a fost frumos, am scos și un prototip, primul prototip electric a apărut într-o revistă de profil, la un moment dat a scris Tirbu despre Silver Bullet, probabil ai auzit, da. Acum încercăm să implementăm și electricul pe mașini de formula student de la anul, dar ce e important, mie mi se pare educația în școli pe domeniul ăsta, eu îmi doresc foarte tare să adunăm toți copiii ăia care se duc și pe la ilegale și prin parcări și să-i adunăm în niște, da, sunt niște pasionați care din păcate în România nu prea au unde să manifesta. Și ăsta este un model, nu au cum să se manifeste într-un cadru organizat care să poată să-i arunce acolo unde se uită la televizor. Okay. Pentru că din echipa asta tu știi foarte bine și cunoști personal pe mulți dintre membrii ei vechi care au ajuns la un nivel de performanță în multe discipline de motorsport și se duc mai departe și răstogolesc bulgărele ăsta pe care l-am început noi cu prima generație într-un sens foarte bun, pentru că ei creează și mediul în care oamenii ăștia pot să fie atrași în disciplina asta într-un mod organizat, nu neapărat, e foarte simplu să te duci într-un garaj să te apuci să-ți faci tot felul de umflături pe mașină, de toate felurile, și formale, și putere, și ce vrei tu. Și după aceea să ieși cu ea în stradă sau, nu știu, într-o zonă, vedem că inclusiv competițiile sportive din România, unele dintre ele nu respectă norme de siguranță. Asta e o disciplină. Nu vreau să discutăm. Nu, eu doar am... Nu vreau să mergem acolo. Eu, mie îmi place să nu mă băga acolo. Știi că mie îmi place să spun lucrurilor pe nume e doar un lucru pe care l-am spus. Oricine mă poate contesta, nu vreau să aduc argumente și nici nu vreau să duc discuția mai departe, dar ce vreau să aduc în discuție pe lângă treaba asta, că pasiunea nu trebuie să fie irresponsabilă. Niciodată. Pentru că dincolo de visul tău ai o viață pe care trebuie să o trăiești și trebuie să o trăiești normal, fără probleme de tot felul. Și asta se poate controla atâta timp cât alte națiuni care nu sunt atât de deștepte ca noi pot să o controleze, putem să o controlăm și noi. Ăsta a fost și motivul pentru care eu am vrut să duc echipa asta la nivel internațional. Pentru că nu poți să-ți iei o referință dacă nu cunoști lucrurile acolo unde sunt. Vedem inclusiv la performări din România, că au înțeles treaba asta și ies afară și își dau seama care e nivelul și care trebuie să fie gradul de investiție și nivelul de performanță la care trebuie să ridice și eu mă bucur foarte tare. Deci eu felicit orice om care se duce acolo unde vrem, nu vrem, s-au născut motorsportul. Din păcate, asta e realitatea. Nu e o chestie, e un dat și trebuie să luăm ca atare și trebuie să vedem lucrurile acolo. Am avut întrebarea, dar de ce ești nebun și vrei să te duci la Silverstone? Pentru că pentru mine, ca persoană, niciodată nu m-ar fi bucurat o chestie în care eu să fiu primul în parcare la Carrefour, singur. Asta nu. E o discuție lungă. Eu am vrut să-mi iau nivelul, adică să fiu cinstit cu mine. Corect. În primul rând. Eu să ca persoană, după care să am vrut să-i fac cinstit și pe aia cu care am lucrat, pentru că dacă lucrez pe o zonă din asta de păcăleală și mercenăreală, s-ar putea să treci toată viața într-o minciună și într-o frustrare, pentru că probabil o să te crezi foarte bun,
dar nimeni nu ți-a spus, cineva a avizat. Că sunt oameni care s-au avizat să spună și este un cronometru care îți spune. Corect. Tot motorsportul e în jurul timpilor și aia îți spune foarte bine unde performanți, cât de bine mergi și așa mai departe. Există și alte mecanisme prin care se pot urmări performanțele și astea, din păcate, nu prea ajung pe la noi, adică telemetriile și analiza unei trase de cursă după niște legități pe care le cunosc toți oamenii din zona asta, sunt foarte rare. O să fie invocată chestiunea aia, bă, nu sunt bani pentru așa ceva. Bun, atunci, dacă nu sunt bani, deci e ca și când ai vrea să te duci la Monaco, să te simți că ăia care stau pe terasă și să vezi Formula 1 din grandstand și așa mai departe, dar nu ai bani, atunci nu te duci. Sau faci un efort. Dar ai garsonier. Nu, sau, da, exact. Sau faci un efort pentru că un om care vrea să se ducă în zona asta, eu consider că are un anumit grad de inteligență care este peste medie, găsești resurse. Și asta e o manifestare a inteligenței, ca să-ți poți pune ideile în practică, trebuie să-ți găsești și resursele. Cum? Nu știu, dă-te peste cap dacă visezi. De trei ori. Că e visul tău, adică, da, cam asta este și de asta vreau să le spun celor care te-ai adresat la început, copiilor, să nu mai pună bani în față. Okay. Pentru că noi, în generațiile care am fost, și nu vreau să fac o comparație peste timp, vreau să dau nivelul pasiunii care ne-a dus pe unii dintre noi într-un anumit punct, poate nu e foarte sus, dar e acolo, în zona aia, am ajuns în zona aia. Noi nu puneam resursa, eu am făcut și alte sporturi, am făcut sporturi de echipă cu o bilă, nu cu două bile, după care mi-am dat seama că tot la două bile îmi place să rămân, dar chestiunea este că nu puneam, bă, nu am Adidas de nu știu care în picior. Nu. În primul rând livram și după care toate lucrurile veneau de la sine pentru corect. Că eu cred că competența, mai ales într-o țară în care foarte multă lume se promovează ca fiind competent și după ce ai dat bani îți dai seama că, bă, iar am fost într-un loc noi ciudat. Noi mințim că știm să facem și ei mint că știu să ne plătească. Exact. Exact. E o minciună care se închide și de-aia nici nu-s banii cum sunt dincolo. Da. Probabil pentru că dacă am livrat servicii la nivelul celor care fac serviciile de natura asta în afară, la un moment dat am putea să și cerem banii aia. Corect. E o chestiune care e un cerc vicios și trebuie să o înțelegem la un moment dat, că inclusiv noi ca oameni care ne uităm la lucruri care se întâmplă în fenomenul ăsta auto, de orice fel, ar trebui să punem niște standarde acolo unde trebuie să fie el. Adică nu numai mușchi umflați și performanța auto nu se face pe autostradă, se face altundeva. Da. Oamenii cred că nu vor să știe adevărul în general. Dacă mă întreb pe mine așa, adică eu acum ca om, dacă m-aș băga într-o cabină de asta telefonică pe vechi, știi, te bagi acolo într-un scanner și zice ăla, frate, băi, tu ești atât de deștept, atât de bun șofer, atât de bun la pat, atât de bun la gătit, atât de bun ca om în general, atât ești tu de bun, îți dă niște procente, nu știu, 70% din 100% maxim, știi? Și nici nu te costă nimic. Intri acolo, e gratis. Și îți fac așa o scanare și îți dau un rezultat. Oamenii n-ar vrea să intre acolo. Nu vor să știe adevărul, de-aia nu merg la circuit. Pentru că eu când stăteam în parcare la Pescăruși, când stăteam în parcare la Victoriei, când stăteam oriunde ne strângeam noi și condamnam situația în care ne aflăm în România, nu avem mă și noi un circuit, mă. Bă, nu avem mă și noi un circuit unde să ne dăm, trebuie să ne dăm pe stradă, bă, dar ne fac ăștia, mă, un loc unde să putem și noi să, știi, să evoluăm. Bă, uite că a făcut un nebun un circuit la motorpark. Da. L-am blamat, l-am condamnat toți oamenii că n-are, că nu-i drumul, bine, că da. Că n-are toalete, că n-are, că noi românii trebuie să găsim scuze, înțelegi? Eu m-am dat acolo, odată, cu mașina mea și de două ori cu motocicletă. Și circuitul ăla are 8 ani de zile și eu mă consider pasionat. Eu, înțelegi? Deci îți dai seama unde suntem noi, de fapt. Și când vorbim de track day-uri, că uite, am fost cu Mirea în podcast, am fost cu oameni care au plecat de pe stradă, au plecat ca și tine, ca și mine, ca și toată lumea. Nu poate să-mi zică mie unul, nu poate, cine vrei tu să vină acum la mine și să-mi zică eu n-am mers domne tare pe stradă. Că nu-l cred. Nu-l cred, înțelegi? Nu-l cred. Nu există chestia asta. Ai fost pasionat de mașini, ți-au plăcut de mic, ai descoperit lucruri. Acum, mai mult sau mai puțin, cât a ținut de instinctul de conservare al fiecăruia. Unii n-au avut și au murit. Da, din păcate. Asta și asta din păcate, a fost. Da. Alții au avut ghinion. Alții au fost în necunoștință de cauză. Corect. Ei s-au crezut șoferi, s-au crezut cunoscători, dar n-au intrat în cabina telefonică să scoată ăla, să zică ăla, băi, vezi că e 67% cunoscător. What the fuck, 67%?
știu jante, știu în ce se măsoară the king of the road. Știu cum e cu reglabila, știu cum e cu camberul, știu cum e cu... Cum adică 67%, înțelegi? Că și eu eram la fel, că mi-a zis unul și mi-a zis, bă, J1 nu reprezintă lățimea jantei. Mi-a zis, pleacă mă, zici tu mie, săracule, mă vezi tu pe mine, ieși de aici acum, J1 e lățimea. Nu, că e buza interior. Du-te, bă, de aici, lasă-mă pe Horațiu. Pe cine să sun? Horațiu, nu? Cine aveam eu, nu te știam pe tine, profesor la facultate, să zic, băi, profesore, zi-mă, frate, care-i treaba, știi, înțeleg? Și ăla mi-a zis, da, mă, frate, există și e buza interioară, așa, există și hash și dale, și exact. Deplantează mai off-road, bed locuri, am făcut eu legături. Zic, oh my God, ce prost eram. Și am realizat cât de prost eram și cât de convins eram în prostia mea că ceea ce spun eu e real. Dar știi ce mi se pare mișto, te ce rog, povestești tu? Te rog. Că povestești ce prost eram. Eram, deci mie mi se pare asta atât de prost. Mi se pare foarte valoros. Da. Mi se pare foarte valoros ce este acum, pentru că proști am fost toți. Nu ne naștem. Da. Adică ne naștem cu un grad de inteligență, cu un calculator, cu tot ce trebuie la noi. Problema este să nu rămânem proști. Să accesezi informația pe care o ai. Și acum, față de cum eram noi la 20 de ani, informația este absolut peste tot, sunt foarte mulți oameni care știu despre ce vorbesc, sunt trebuie să-i găsim. Da, sunt oameni care au diplome, exact. Care au făcut niște cursuri în alte părți, care au fost învățați și ei la rândul lor să te învețe pe tine, pentru că tu nu te-ai născut profesor. Nu te-ai născut profesor, bă, salut, știți, dar m-am trezit profesor. Da, eu sunt profesor, știi? Viața ta te-a făcut în așa fel încât să ajungi într-un loc pe care ți l-ai dorit și vreau să te întreb, că eu știu discuția dinainte și știu că o să-mi dai un răspuns politic, dar eu tot te întreb, de ce crezi tu că voi la Brașov aveți succes și celelalte facultăți n-au succes? Eu știu de ce, dar vreau să-mi răspunzi tu. Și celelalte facultăți din România nu au succesul vostru, să zicem, în competiții? Știi de ce? Odată este decalajul temporal. Și nu o să-ți nu o să-ți dau un răspuns politic. În al doilea rând, cred că noi am avut, în momentul în care am început echipa, o chestie foarte importantă. Deci a fost pasiunea aia despre care vorbim noi și peste pasiunea aia a fost o determinare a tuturor oamenilor din grupul ăla să facă ceva. Deci au venit de scopul comun al tuturor, pentru că fiecare om care face parte dintr-o echipă are un obiectiv personal. 100%. Ceea ce este cel mai bun lucru, adică când te-ai trezit într-o gașcă și nu știi de ce ești acolo, înseamnă că chiar ești prost. Dar printre toate lucrurile care existau acolo și fiecare vrea, ba unul să fie pilot, ba unul să se afirme, ba unul să învețe mai multă mecanică, altul mai multă parte de proiectare și așa mai departe, exista o chestie comună. Bă, vrem să ajungem la Silverstone să ne batem cu ăia, să ne batem cu ăia. Și asta... Cred că asta este valoarea în plus față de ceea ce am văzut la alte echipe din alte universități. A fost o coeziune de grup care după aceea, evident, cu generațiile uneori s-a diluat până aproape la zero, dar ce nu s-a pierdut în echipă am fost eu. Pentru că eu am rămas cu cartușul tras pe țeavă și am reușit la anumite generații care au diluat treaba asta să le aduc înapoi unde trebuie să fie. Pentru că și mesajul a fost foarte dur, decât să fac chestia asta doar așa ca să am continuitate, mai bine nu fac. Și am plecat. Deci dacă nu merge să ne batem cu ei, să ne ducem, pentru că acasă totdeauna e, bă, noi suntem mai șmecheri decât aia, suntem mai deștepți decât aia, că noi am făcut mai așa și la noi e mai ieftin și am păcălit. De fiecare dată când îți vine în cap, în disciplina pe care o facem noi, cuvântul ăla, bă, asta pot să o șmecheresc, ăla este primul moment când mie mi s-a prinde un bec în bord, primul bec în bord, și îmi spun, este un instinct pe care mi l-am dezvoltat după ce am văzut ca și concluzie ce se întâmplă. De fiecare dată când încerc să păcălești pe unul sau pe tine, răsplata ție în pistă. Și de fiecare dată când am făcut câte o chestie de asta, pe barba noastră am rupt, pe barba noastră am pierdut secunde, pe barba noastră am făcut greșit tot ce am făcut, pentru că am făcut foarte multe greșeli. Să nu crezi că evoluția e făcută din succese. Nu cred că există evoluție din succese, pentru că te face tâmpit. Succesul te face tâmpit. Dacă l-ai acum, l-ai mâine. De exemplu, avem cea mai bună speță în Formula 1 acum. AMG Petronas. Okay. 8 titluri in a row și s-a schimbat un regulament. Cineva a aruncat zarurile invers și s-au trezit
că trebuie să-și reseteze tot mersul, pentru că ei mergeau din succes în succes, mai puneau câte un pic, câte un pic, câte un pic. Și s-a stricat joaca. S-au schimbat regulile și acum Enghe Petronas a fost redusă sub Ferrari, sub Red Bull, poate sub alte companii, mm-hmm. pentru că ei trebuie să... Dar ce e important, AMG Petronas, pentru că a avut instinctul despre care îți povesteam eu mai înainte, face greșeli, continue și o să fie din nou în vârf. Da. Și erodează. Și ăsta e drumul pe care eu îl recomand fiecărui om care vrea să facă ceva în domeniul ăsta. Bă, greșești. Fii prost odată, dar nu fii la fel. Nu mai faci aceleași greșeli, da, în nu față mai face, din greșeli, adică, nu fii nebun, nu persista în greșeală. Noi cumva nu învățăm lucruri pe lumea asta, cred că le știm, adică simțim că mințim, da? Simțim când păcălim aia, nu cred că, asta o știm. Problema e, ce e important la noi este ceea ce decidem să facem cu cunoștințele pe care le avem, intrinsec în noi. Bă, da. Șurubul ăsta poți să-l strâng la dinamometrică sau dă-l dracu că până calibrez, până aia, da? Îi dau eu 20 de newton și i-am dat 20 de newton și după aia am smuls bujia din bloc, știi? Cam astea sunt, adică de fiecare dată eu cred că avem un simț când facem lucrurile în direcția corectă sau nu. Eu îți spun cu mâna pe inimă și de-aia ți-am spus că răspunsul nu e politic. De fiecare dată când am făcut, să zicem, o performanță mai mică decât ne-am propus, a fost pe răspunderea noastră. Nu pentru că n-am avut bani. Nu pentru că nu ne-a susținut ăla, nu pentru că nu ne-a dat ăla nu știu ce dubă, nu știu, pentru că n-am făcut pană pe autostradă. A fost totul în mâna noastră. Pentru că gândește-te, sunt 14 ani în care de fiecare dată ne-am dus acolo, deci de fiecare dată am găsit resursa și oamenii, indiferent că au fost, nu există oameni buni sau răi, există oameni care se încadrează în ceea ce fac eu cu echipa sau nu. Pentru că oamenii poate sunt buni altundeva. Eu niciodată n-am avut o chestie de asta revanșară, bă, ai venit aici și nu știu, nu frate, nu ți-ai găsit locul, nu e o problemă. Și asta face parte tot din educație. Pentru că mulți oameni pot să trăiască în cabina ta telefonică. Da, da, corect. Dar pe ăștia trebuie să-i trezească cineva. Și când intră într-o structură din asta, eu îmi fac datoria de câine și o să-i spun, bă, nu ești pentru treaba asta. Și poate că după 20 de ani omul ăla va spune, bă, tâmpitul ăla din garaj mi-a spus și îmi risipeam viața. Deci eu nu aștept rezultate imediate, pentru că succesul imediat, eu am văzut pe pielea mea, te face la un moment dat, îți hrănește ego-ul. Și asta e cabina telefonică. Ai o vanitate și un ego. Toți sunt în la fel. Eu, ca persoană, sunt un egoist incredibil la chestia asta. Adică, bă, îmi place ce fac, vreau să fiu primul, nu o să mint pe nimeni niciodată. Deci eu îmi doresc să fiu primul în formula student. Nu știu dacă o să reușesc, dar la cât mă știu, poate la un moment dat o să fiu și acolo, pe vârful piramidei, cu echipa mea. Și eu nu o să mint despre asta, deci suntem mai ales în zona asta. Adică uite-te numai dacă doi oameni s-au pus la semafor cu două mașini pe care le știm noi. Și s-a aprins semaforul, e gata, ăsta funcționează, e ceva în instinctul nostru. Trăim într-o lume competițională. De la bani până la orice, corect, ce vrei tu, fete, corect, performanțe pe stradă și așa, noi trăim într-o lume competițională. Acum am înțeles că educația vrea să schimbe conceptul ăsta în care să nu ne mai comparăm. Ei, mai durează 2-3 mii de ani, probabil, da, să probabil, se schimbe. Da. Da, probabil, sau ne dă cineva un reset. Doar 2-3. Da, sau ne dă cineva un reset. Și vin alții, noi și care nu alții cum erau care ăștia nu știu, exact. Care, pentru că asta e o cultură pe care noi am clădit-o pe război, pe competiție, vânători de când eram în pește și așa mai departe. Asta este o memorie colectivă pe care noi nu putem să o pierdem. Bun, să facă oamenii care vor ce vor cu educația. Eu vreau să pregătesc acum în viața asta, în anii ăștia, câți mi-au mai rămas mie mulți până la 111, îți spun, te ameninț. Păi vă numărul pe mână. Așa. Eu în viața asta vreau să, când intru în interacțiune cu un om sau au intrat în viața lor, că intru în viața lor fără nicio, doar și poate le iau zile, ore și așa mai departe, eu vreau să fac din oamenii ăștia să le aduc ceva ca să trăiască pe lumea asta. Pentru că lumea promisă, nu știe nimeni despre ea, nu ne-a povestit cum ar fi dacă toată lumea n-ar mai lua note la școală. Și, bă, eu n-am văzut asta, să o facă ca experiment, să o extindă dacă e valabilă. În mine nu va putea șterge nimeni cineva instinctul ăsta, deci probabil că trebuie să ne împuște pe noi, de exemplu, când va funcționa chestia asta. Și cred că oamenii trebuie să se compare, pentru că altfel toată lumea ar fi bună la de toate. Sunt unii oameni care de la natură sunt dotați ca să facă sport
fizic, alții care să facă, nu știu, au o structură mentală prin care poate să înțeleagă ce se întâmplă într-un domeniu mecanic sau într-un domeniu de curse, poate să proceseze date și așa mai departe. Adică nu e o problemă că nu ești bun aici. Poate știi nu să cânți la flaut. Nicio problemă, da. Poate nu? Ești, nu știu. Poate știi să cânți la flaut și atunci bravo ești ție. Ești cântăreț, poate exact. Ai voce, poate, nu știu. Trebuie și... să găsești menirea în viață. Exact. Și asta eu asta urmăresc în interacțiunea cu mine. De... Acum am început să privesc un pic lucrurile altfel, pentru că la început eu eram și eu în copilăria lor. Nu mi-a trecut. De, când am ajuns pe Silverstone a fost așa, mamă, frate, ce ringhișpiri și-au tras ăștia aici. Adică, știi, aveam lucrurile alea pe care le citiseram cu toții, nu aveam acces la ele, tot felul de nume de-astea de legendă îți treceau prin cap și uite, bă, eu ating asfaltul ăsta. La un moment dat Silverstone s-a reasfaltat, chiar s-au vândut bucăți din asfaltul ăla, se vindeau cu foarte mulți bani. Și îți spun, adică aia a fost prima etapă, după care mi-am dat seama cine sunt în tot grupul ăsta. Pentru că, da, nu e numai liderul, după care am încercat să transfer leadership-ul către oamenii din echipă și să-mi fac rolul meu de, că îmi zice, faculty advisor. Okay. Nu sunt în măsură să dau sfaturi, dar întotdeauna când apare o problemă, o semnalez. Acum îi las foarte mult, ca și la început, să aleagă. Să aleagă ei. Deci am avut competiții în care am spus, bă, reperul ăla se poate rupe. Da? Ok. Mi-asum. Foarte bine, îmi plac oamenii ăștia asumați. Și a asumat, s-a rupt. Din păcate l-am pierdut din echipă, a devenit un inginer de excepție și face aceleași lucruri, dar n-a mai putut să-și privească colegii în ochi. Vorbim de un om care a avut o coloană morală de o anumită factură. Alții n-au plecat. Ok. N-am mai permis greșeala aia. Da. Permit greșelile alelalte. De exemplu, am avut o poveste. Știi că anul trecut am fost pe top 5 în Spania și podium în Croație. Bronz în Croație. Chestia asta a fost pe un lucru care l-am gândit în timp. Am zis așa. Bă, noi ne ducem, ne bucurăm că ne dăm cu mașina, ne bucurăm că am făcut-o, ne bucurăm că ne batem cu ăia, bun, ne batem, dar de ce ne batem? Și m-am gândit, bă, ar trebui să dau oamenilor ăstea satisfacția unui învingător. Pentru că, dincolo de vanitatea din parcare în care l-ai bătut pe ăla cu ursulețul de la blocul vecin, oamenii ăia nu au cunoscut performanța la nivelul ăla. Cronometrat. Bă, e pe bune, e toată lumea aici, Germania, Franța, Spania, Anglia, toți sunt aici și hai să ne dăm tare. Și când ai urcat pe un podiu, deci eu am fost de mai multe ori, că așa e, nu, eu am rămas. Dar senzația de acolo e incomparabilă cu aia pe care o povestește a doua zi, bă, fraiere, te-am făcut. N-are niciun lucru. Nu, e ceva care... E o recunoștință așa, cum să spun eu, mare, știi, când vezi că tu ești la nivelul ăla și, cum să spun eu, munca ta este încoronată acolo, pe podium și zici, bă, uite... Mi-ai luat vorba din gură, bă, de ce asta e satisfacție? Că n-ai muncit degeaba. Probabil, nu știu, oamenii când fac, eu, de exemplu, dacă fac un lucru într-o zi, fac ceva bun, nu știu, fac o chestie, am o satisfacție, așa că am făcut ceva azi. Bă, uite, mă, n-a trecut ziua degeaba, am făcut ceva bun. Exact. Nu știu, ceva, am făcut ceva în ziua respectivă. Îți dai seama, adică tu o știi, dar eu încerc să o simt, satisfacția eu asta felul meu. A cursei câștigate după ce ai muncit, că asta vreau să discutăm acum un pic, să le povestim oamenilor ce înseamnă formula student. Înseamnă că tu ai un an de zile, nu? Da. Care pregătești o altă mașină, nu? Da, în fiecare an altă mașină. Fiecare an altă mașină. În octombrie e regulamentul. Cam 2-3 luni durează proiectarea, după care intrăm pe garaj, ducem piese în execuție pe la parteneri, pentru că parteneriatele noastre, și asta e un alt caracter foarte mișto al lucrurilor, că noi nu atragem bani din piață, noi atragem resurse. Adică, sunt bani, dar sunt bani care își multiplică valoarea din punct de vedere al omului care are tangența cu banii aia, adică omul proiectează o fuzetă, de exemplu, da? Ok. El, pe lângă faptul că învață aplicat toate lucrurile astea și trebuie să-și gândească fluxul tehnologic și să înțeleagă cum se fabrică șmecheria aia, se duce cu ea, se întâlnește cu partenerul industrial și îl ia acolo la șuturi
inginer, tehnolog, care spune, bă, racordarea asta nu se poate face, freza aia funcționează. Deci, din nou, valoarea adăugată pe ceea ce învață teoretic în școală. După ce și-a palmele, se duce, redesenează, intră în producție chestia, ia piesa, are în mână măsura inteligenței lui, da? E satisfăcut că are, i-a venit jucăria pe care a făcut-o ăla pe CNC din Dural, de o anumită calitate, da. O pune pe mașină și după aia mai vine iară valoarea adăugată. S-apucă de reglat, de testat. Bă, fii atent, aici, puteam să o fac mai ușor. Înțelegi? Deci procesul de colaborare cu partenerii comerciali este făcut cam în felul ăsta. Adică nu banul dă valoare. Și omul ăla care a ajuns de a parcurs calea asta și după aia s-a urcat și pe un podium, mai că și-a fost de tagat, zice, bă... Eu am făcut asta. Bă, fraierilor. Da. Da, da. Eu am făcut treaba asta. De acolo încolo, în interacțiunea cu competiția, de exemplu, avem un om care ne-a plecat la Rimac. Nu știu dacă știi Rimac Automobili din Croația, mașină de 1000 de cai electrică. Da. E un startup care face mașini din astea periculoase. Okay. Un fel de Tesla mai mic. Da, acum e o modă să construiești mașini. Dar toată lumea chiar de ce sunt în colaborare cu Porsche Engineering. Cu... Da. Deci oamenii și-au făcut o treabă. Și omul ăla și-a găsit și ăla care să-i arate. Știi, bine, era electronist, nu era povestea omul cu fuzeta, da? Și a zis, bă, pac, și acum este încadrat acolo, face pe mașini hypersport, electronică și așa mai departe. Deci el lucrează și a făcut viață. Da, l-am pierdut din echipă. Asta ar spune unii, că l-am pierdut din echipă. Cu omul ăla suntem în legătură mereu, este un feedback închis. El aduce de la un nivel mai de sus niște informații cât poate, pentru că acolo e cu disclaimer și cu alte nebunii, cât poate, dar e vorba de concept în sine, adică aduce niște concepte care sunt în trenduri și spun, bă, vezi că ăștia fac cam așa. Cam așa merge piața. Cam așa merge, haideți acolo, hai să împingem, hai, poți să... După aia mai departe oamenii ăștia deschid alte colaborări la alt nivel. Cu companiile în care lucrează, pentru că el fiind în companie, tu ai credibilitate când te duci acolo, nu vin ca la tine și bă, știi, uite, firma ta, am și eu niște băieți buni și se uită la bă, dar băieți buni sunt peste tot și am încercat pe mulți. Da. Dar ăla fiind deja încadrat în asta, poate să creeze o filieră, știi? O filieră în care oamenii ăștia își găsesc perspectiva, pentru că am auzit acum, venind pe drumul ăla la Vale, că au început să se miște școlile profesionale foarte bine. Foarte mulți, mulți oameni cu universități, cu nivel tehnic pe hârtie foarte ridicat și după aceea văd, dar noi n-am putut să facem nimica cu diploma. Problema educației ăsteia pleacă de sus, în jos și se duce până acolo. Deci nu, universitățile în România, la nivelul la care sunt acum, au urcat în topuri unele dintre ele, inclusiv a noastră, se ridică la niște standarde, dar s-a pierdut în timp cumva caracterul aplicativ, sunt niște lucruri care sunt pe contracte de cercetare, pe tot felul de proiecte, cum este și ăsta al nostru, în care noi mai transpirăm și mai inspirăm piața, dar cred că s-a pierdut cumva legătura asta. Față de cum era cândva, știm noi, părinții noi ne povesteau că ei făceau practică industrială, ok, trebuie să ștergem treaba aia pentru că a funcționat într-un alt fel de sistem și să reclădim. Corect. E adevărat că e nevoie de efort, de implicare, nu toată lumea are timp pentru asta, eu mi-am făcut pentru că e o damblă a mea, adică nu are nicio legătură cu altceva și satisfacțiile oamenilor sunt diferite. Eu am satisfacția că acum mă întâlnesc cu oameni cu care pot să vorbesc, care poate că în zona asta, și cu siguranță unii dintre ei mi-au depășit nivelul de cunoaștere foarte bine, știi că zicea Leonardo, poor is the pupil who has not surpassed his master. Corect. Da? Da. Adică este sărac studentul care nu și-a depășit profesorul și la fel este și profesorul care nu și-a făcut studentul să-l depășească, pentru că de fapt educația, noi am uitat, are ca scop un transfer de cunoaștere ca să te ducă la evoluție. Corect. Și dacă tu rămâi stăpânul tuturor ca profesor și îți vezi studenții mai încolo mai slab calificați decât tine, mai ales că tu ai fost la catedră și n-ai fost un practician. Nu e cazul meu, pentru că pe mine m-a salvat proiectul ăsta cumva. Adică eu sunt inserat în, chiar dacă la un moment dat m-ai prezentat ca profesorul de pictură. Eu predau într-o secție de design industrial, predau desenul, culoarea în design, grafică și așa mai departe, dar la bază sunt inginer mecanic cu specializare în design de produs
și cu doctorat în mecanică. Fac asta pentru că m-a calificat facultatea. A fost și asta o pasiune de-a mea, dar și asta ar trebui iară să vă prindă niște beculețe. Orice pasiune și dorință ai, poți să-ți o faci. Adică este timp pentru tot. Băi, numai că e timpul tău și trebuie să ți-l aloci. Deci până la a face lucruri, important e să le găsești. Din punctul meu de vedere, cunosc foarte mulți oameni legați de pasiuni. Știi că toată lumea, ce faci mă tu acolo? Mașini de curse. Așa. După 14 ani, bă, profesore, ce de-aia cu bă? Termină bă, prostiile, ai o vârstă. Exact. Te duci acolo să-ți bază, știi ce zic? Și eu, pasionat de mașini, cu tuning, cu prostii, așa, cu camber, și tot veneau oameni la mine. Da. Bă, ce dracu mă bagi banii? Prostiile, mașina asta nu poți să mergi cu ea, e joasă, te chinui, ce vrei, cum e tâmpenia asta? Și spuneam, bă, sunt alți oameni care investesc de două ori mai mulți bani ca mine în scule de pescuit. Da, mă, așa este. Bă? Și cinste lor, mă. Stau cu bățul în baltă acolo, le plac. Eu nu pot să fac asta. Eu iau o dinamită, o arunc, puf, sar toți peștii, îi plec acasă, la revedere. Nu pot să fac asta. Dar asta nu înseamnă că îi condamn pe oamenii că au dat 30.000 de euro pe niște bețe cu care stau în baltă. E plăcerea lor. Problema mea e alta. Cunosc foarte mulți oameni care n-au nicio pasiune. Acolo e problema. Cunosc foarte mulți oameni care n-au nicio pasiune. Bă, ce, bă ca să ai o, deci să-ți placă ceva să faci. Ce-ți place ție să faci? Nimic. Păi cum mă nimic? Trebuie să, ceva să te atragă, bă, să cauți, să te duci, să-ți placă, așa, să dai banii, mă. Mă, să dai banii pe un buton, să dai 3 milioane pe un buton de plastic. Da, înțelegi? Da. Și când te duci la pâine, să, cât e pâinea, mă? 6 lei, bă, și s-a scumpit pâine. Exact. Înțeleg? Acolo e problema. Du-te, mă, fă, ia, mă, timbre. Eu, mă, timbre, pune în clasor și fă 7 milioane de timbre și mă uit la tine și zic, uite și pe tâmpitul ăsta. Se face, strânge timbre, înțelegi? Da. Nu trebuie să înțeleg eu. Nu trebuie să înțeleg eu sau să aprob eu ca om ce face ăla. Nu e treaba mea. Important e ce face ăla. Păi nu face nimic. Boss, e păcat. E păcat, e păcat. Viața și nu-ți hrănești sufletul cu nimic. Exact. Înțelegi? Adică mergem la muncă de dimineață, ne întoarcem seara, fiecare. Ăla face ce-i place. Foarte corect. Dar, nu, acum ai punctat o chestie. Da. Mergem la muncă, ne întoarcem, nu știu. Întrebarea e pentru ce? Da, pentru ce? Faci o casă, ok, ai un copil, pentru ăla. Bun, să zicem, da. Pentru că îți spun, deci muncești, da, muncești. Și poate vrei, nu știu, un Vision SLR, da, Sterling Moss. Să zicem. Da. Și faci bani, bă, exact, l-a fost cu rămurt acum. Deci a fost, bă, de Sterling Moss este și o mașină care îmi place mie. Eu am fost cândva un fan Mercedes, dar după aceea m-am reorientat. Așa. Îmi plac japonezele. Dar chestia e că SLR-ul ăla în mâinile unui om care a muncit, doar a muncit și a făcut bani și la un moment dat a zis, bă, pot să-mi iau și un SLR. Bine, mă, ia-ți-l. Ia să fie. Niciodată nu va avea bucuria unui... Tu știi ce vreau eu de la un... Dacă vreodată îmi va fi dat de la un Sterling Moss? Să merg câțiva kilometri cu el. Nu mi-aș cumpăra niciodată o asemenea mașină, să o am. Okay. Deci aia este o chestie de, nu știu, ca să-ți arăți clasa socială din care faci parte. Da. E o etichetă. Bani, e o etichetă așa. Dar în sine mașina este un bolid extraordinar cu care mi-ar plăcea să merg. Și de ce spun asta? Pentru că raportul la asta și dacă aș avea bani, nu mi l-aș lua să-l țin în garaj. E vorba despre pasiune. Adică ce îți face plăceri? Bă, să mă bucur de ea. Da. Da? E, probabil că noi, ca generație, nu mai înțelegem de ce oamenii și-au pierdut pasiunea, dar dacă îți amintești când eram mici, făceam ierbare, clasoare, coliță de nu știu ce timbre și așa mai departe. Deci noi experimentam lucrurile astea. Exact. Gherghef. Am făcut și gherghef, stai liniștit. Gherghef, cum? Pilitură de aluminiu pentru laboratorul de fizică, dădeam la Rashpol. Da, era fain. Ca să ne arate metalele feroase și neferoase, trebuia să pilim. Tare. Dar chestia e că noi făceam lucrurile astea cumva dincolo de sistem, nu are importanță că era comunist, socialist. Bă, în sistemul de educație, cumva, erau create niște pârghii prin care copilul putea să se joace, mă. Copiii ăștia nu mai știu să se joace. Și e păcat că nu mai știu, pentru că ei au în ei treaba asta, dar lumea e super tehnologizată, este super confortabilă. Corect. Deci, fii atent, vedem de ăștia maestri motivaționali. Pe mine mă sperie lumea asta la un moment dat. Și ne spun, bă, orice om ajunge la performanță când iese din zona de confort. Dar peste tot este promovat numai, avem o mașină mai confortabilă, mai nu știu ce, avem un telefon mai nu știu cum, bă, patul meu e mai confortabil decât al tău. Păi da, mă, și atunci ce vrem noi cu asta? Dacă tu
ajungi la performanță, ca specie în primul rând, că e o problemă a speciei, deja nu mai e societatea românească și societatea americană, că discutam noi Europa și așa. Tu dacă nu ești din zona de confort, unde ne ducem? Ne facem castraveți cu toți. După aia ajungem la probleme sociale de genul, păi nu avem lideri, păi unde să se nască, frate? Corect, așa e. Lideri. Lideri la ce? Dacă tu nu trăiești într-o zonă din asta în care, bă, vrei un pic mai mult de la tine, nu doar lucruri materiale care i-ai dat daună totală și în 10 minute s-a dus dracu 300.000 de euro și cam asta e. Și după aia plătești o viață întreagă dacă nu ți l-ai luat pentru că tu ai un surplus de bani. Că asta e o altă problemă de educația națiunii, nu? A, da. Clar. Și a multor națiuni, pentru că s-a extins și în alte zone. Eu la noi zic așa că n-am avut de mici. E o frustrare. Ne-am dorit, oamenii fac sacrificii, de-aia își cumpără șeptar cu garsonieră, că fac sacrificii, înțelegi? Că zic, bă, eu n-am avut toată viața mea, am făcut și eu niște bani, acum vreau mă să văd și eu cum e mă să mergi cu șeptarul ăla, că, înțelegi? Și cred că mai trebuie niște ani ca oamenii să-și dea seama. Vreau să te opresc aici. Ai reținut ce ți-am spus? Bă, vreau un Stirling Moss. Da, pentru două, trei tururi de pistă. Și m-am liniștit, Știi? Mai trebuie să treacă niște timp ca oamenii să-și dea seama că șeptarul ăla nu le schimbă cu nimic viața, chiar dacă ei cred că vecinul se uită cu invidie sau, nu știu, se uită și zic, mamă, uite ce om, domne, a ajuns să-și ia nu știu ce mașină, știi? Mai trebuie să treacă niște ani ca să ne dea seama. Aruncă în cabina telefonică șeptarul, știi? Adică nu vor toată viața. Ei nu vor în cabină să vadă acolo, știi? Și că dacă s-ar băga în cabină, cabina le-ar zice, frate meu, are rost să dai tu, nu știu, 70 de milioane pe un ambreiaj, când poți să dai 20 de milioane pe un ambreiaj și mașina tot așa să te ducă și culmea în Superb ai mai mult loc decât în șeptar în spate. Și dacă vrei loc în spate, ia-ți un Superb, nu un șeptar, că nu asta e ideea. Dar, repet, mai trebuie să treacă niște timp să ne dăm seama că nu. Ce vreau eu să te întreb, că tu ești mult mai în domeniu decât mine, adică în domeniul copiilor, că ești mult mai aproape de ei. Eu cred că noi, generația noastră, că e diferență de 4 ani, generația noastră am ajuns să avem mașini și să facem lucruri pentru că n-am avut de mici. Corect. N-am avut de mici și ne-am dorit și atunci am zis, bă, că lumea îmi zice, bă, ce tare că ești pasionat, că bagi bani în Toyota aia, că faci, că nu știu ce. Și eu le explic, bă, da, e pasiune, la modul că îmi place ca o mașină să arate așa cum consider eu că trebuie să arate. Corect. Și atunci bag bani în ea ca să arate așa cum consider eu că trebuie să arate o mașină care mă reprezintă, dar n-aș face asta dacă eu mi-aș fi permis o mașină de asta nouă. Adică n-aș fi făcut-o dacă aș fi avut banii să dau 80.000 de euro pe o mașină de genul ăsta nouă, aș fi luat mașina de 80.000 și aș fi modificat-o în stilul meu, dar n-aș mai fi stat să o reconstruiesc. Așa e. Dacă nu mi-am permis, eu de-aia fac chestia asta. Adică să nu credeți că stau acasă pe câteva sute de mii și îmi cumpăr niște mașini cu 500.000 de kilometri, că sunt eu fanatic să șurubăresc și să repar și să recondiționez. Nu! Asta e posibil, asta mi-a fost posibilitatea. Mi-am dorit și eu, am făcut niște sacrificii și am ajuns să am. Eu cred că ăștia mici, că-l văd pe film, nu-și mai doresc să aibă, pentru că au totul. Adică eu m-am născut cu Dacie, că am fost norocos, să zic, că tata era și el pasionat și a făcut niște sacrificii. Și a luat o Dacie. Dai, că tu mai pasionat, n-am să zic. Nu, că a luat-o târziu. Așa? Deci am avut confortul ăsta, să zic, de mic. Alții n-au avut, îți dai seama că era greu să ai o mașină pe vremurile, în anii 80. Chiar și da. După aia și-a luat tata un Mercedes la un moment dat, când în 90 ceva, nu prea erau și mergeam cu 200 la oră și mi se părea ceva fantastic, nemai întâlnit, nemai văzut, nemai mirat, nemai cunoscut. Acum copiii ăștia se nasc cu Mercedes, cu... Da. Sunt așa, la îndemâna oricărui om, nu mai e o chestie extraordinară să ai o mașină străină, să zicem, cu geamuri electrice pe spate și climă și nu știu ce, știi? Și se nasc cu ele, se nasc cu tone de jucării, se nasc cu internet, se nasc cu tabletă, se nasc cu calculator, se nasc cu toate lucrurile astea care într-un fel sunt normale să le avem în jurul nostru, nu? Că vorbim de confort și toate chestiile astea apar de confort. Telefon cu smartphone, cu... Cum era pe vremuri? Vreau să fac cu tine podcast aici, nu? Da. Te sunam pe fix. Profesore, vezi că ne vedem la 9:30. Exact. Eram la 9:30. Unde o fi profesorul? O mai veni? Stăteam până la 11 pe aici, plecam, nu putea. Păi ce faci? Bă, nu mai vin, că uite, nu mi-a pornit mașina dimineață. Bine, salut. Câștigăm timp, sunt pentru confortul nostru. Evident. Toate lucrurile astea. Este la alegerea noastră cum le folosim, că iarăși fac o paranteză, știi? Aici e. Ai punctat foarte bine că noi avem acces la niște tehnologii. Poate că noi doi le folosim eficient, da? Profesore, vezi că întârzi 5 minute sau vin mai devreme sau Așa.
Problema e că în lumea asta și resursa are două fețe ca și moneda. Da. Pentru 100%. Că în momentul în care nu se mai folosește, da, câștigăm timp, ai zis. Da. Cu aceeași resursă despre care vorbeam noi că costă vreo 1000 de euro la fiecare om și poate nu ne-o permitem toți. Da. Cred că majoritatea nu este o investiție și așa, nu își face banii. Da. Te poate duce și să-ți pierzi timp. 100%. 100% îți pierzi, atunci, pierzi acolo, atunci nu mai e tehnologie. Te pierzi acolo în scrolluri. Da. Te pierzi în scrolluri, dar că iarăși tehnologie Facebook. Și mulți îmi spuneau, dom'le, nu mai pot cu Facebook-ul ăsta, văd toate porcăriile, să omoară mă ăsta, toți proștiți. Păi bă, frate, e tot din vina ta. Corect, n-ai pentru că a fost o nevoie. N-ai știut să folosești o aplicație. Aplicația respectivă este făcută ca tu să vezi ce-ți place ție. Exact. Când dai like la ceva, înseamnă că îți place. Ai pagina Universitatea Transilvania în Brașov, dau like, că-mi place. Da. Și urmă, facultatea postează lucruri, că-mi plac. Dacă eu dau like la lucruri proaste, stâmpite, care nu mă interesează, normal, dacă eu accept în lista mea de prieteni oameni pe care nu-i cunosc și am 5.000 de oameni și postez ceva și ei îmi dau niște comentarii că nu mă cunosc, nu mă știu și eu mă frustrez, mă enervez, mamă, Facebook e prost. Pentru că nu știi să-l folosești. Corect. E foarte important să știi să folosești. Iarăși le mai spun oamenii, dom'le, nu mi-ai răspuns la telefon. Da, n-am vrut. Da, e o opțiune. N-am vrut să-ți răspund. De ce? N-aveam chef să vorbesc cu tine. Că de-aia avem telefoane smart. Să ne arate cine ne sună. Exact, pe vremuri nu-ți arăta cine te sună. Și răspundeai. Răspundeai, culmea, pe vremuri, plăteai și când răspundeai și când dădeai. Da, da, da. Înțelegi? Da. Că așa era telefonul mobil la început. Și nu-ți arăta cine te sună. Și, bă, plătesc, mă, să vorbesc cu ăsta care m-a sunat acum, oare sau... Hai, ia zi, mă, a, nu, știi? Sau, acum văd, bă, mă sună profesor, bă, n-am chef, mă, de el. Corect. Acum, îl sun eu peste o oră. Că aia, ăsta e avantajul de a vedea cine te sună. Nu că, da, Marius, salut, știu că m-ai sunat, nebunule, mi-apare numărul aici, mi-apare numele tău, știi? Nu asta e ideea, știi? Dar, să revenim la copii, eu cred că nu-și mai doresc pentru că au lucrurile astea, știi? De mici. Da, dar știi, asta nu e greșit. Nu e greșit. Deci asta, pentru asta au luptat generațiile ca și copii. Corect. Să aibă mai mult decât. Corect. Au avut ei. Problema este alta. Că în momentul în care ai creat scenariul ăsta, cred că noi, generația noastră despre care tu spui, a pierdut ceva din vedere. Întotdeauna ar trebui să-i arăți valoare lucrurilor. Și există mecanisme prin care un copil, cred, poate să înțeleagă ce ține în mână. 1000 de euro. Eu îi explic. Foarte eu explic bine. Simplu, e în mașinuțe. De bani ăștia puteți să iei 4 mașinuțe. Bravo. Vezi, asta este un mod simplu. De bani ăștia puteți să iei 2 mașinuțe. Deci ai luat 2 mașinuțe, mai rămas rest de 3 mașinuțe. Știi? Eu cred că generațiile care vin din urmă pierd chestia asta. Ei nu cunosc posibil, valoarea da. Banului și cum s-a făcut. Și... Pentru că nu au cum, adică ei nu au trecut prin a face bani. Dar cumva și noi când eram mici, bă, banul era câștigat cumva. Adică nu știu, eu, da, în generația mea aveam... Și colegi, și eu, și așa, bunici, așa, bă, uite, dacă faci asta, asta. Mm-hmm. Deci tot timpul era, venea ca o răsplată. Pentru că altfel, inclusiv în zona de salarizare, da? Când absolventul se duce în fața unui interviator, da? Și spune, bă, eu vreau 3.000 de euro. Deci ăla a decolat de mic din lumea asta. Pentru că el nu cunoaște valoarea la 3.000 de euro, nu i-a ținut niciodată în mână și nu i-a făcut niciodată. Și el nu, atunci el nu știe cum să se autoevalueze, cum să negocieze chestia aia, cât valorează ceea ce știe el, ce știe el, ce are el de vândut. Și asta cred că ar trebui învățată generația asta, nu să le aducem înapoi la sapă și la... A, nu, clar. Adică nu aia e... Dar, vezi că e o tendință cu înapoi la sapă? Vezi că e o tendință? Foarte bine. Adică e o tendință la modul că văd pe la știri și pe peste tot, se scumpește, domne, tot, uite, carburant, uite aia, domne, ce facem, domne, întoarcem la țară și mâncăm ce creștem? Da, bă, pentru că unii, da. În anii 80-90 pe care i-am prins noi și nu ni s-a părut, mie mi se pare că n-am trăit un film, lumea era așezată pe niște paliere, unii munceau așa, alții făceau așa, fără să fie vreo problemă asta. Adică oamenii erau asumați, băi, eu sunt agricultor, da, eu sunt maestru, eu sunt strungar, eu... Da. Adică chiar vedeai oameni care aveau mândrie, băi, eu strungar la Carfil, ce sau fac eu, ce fac eu nu face nimeni. Adică aveau chestia aia de apartenență a meseriei, pentru că probabil își plăcea, au învățat-o, au venit, pentru că a fost o pe scară evolutivă. Poate că au plecat de la țară și au găsit o resursă mai bună de a trăi cu mai puțin efort decât făceau acolo la pământ. Da. Și au clădit familie, au făcut, și-au luat apartament, bine, li se dădea apartament, dar
trăiau o altă viață, la un alt nivel. Corect. Dar oamenii erau mândri de chestia asta. Corect. Da? Nu erau cu capul, mă, unde lucrez? Păi sunt... Da. Nu. Da. Cumva, știi? Da. Adică asta văd în generația aia. Aceeași discuție, că mi-am auzit o chestie legată de generații și de discuții, că am dat-o în filozofie, dar asta e. Am un prieten și îi zic, bosule, nu trebuie să vii să lucrezi la mine, că n-am oameni. Mm-hmm. La service vopsitorie din Chigeri. Și el zice, păi bine mă, dar nu știu. Lasă-mă că înveți. Păi te învăț. Corect. Bine, dar cât câștigi când mă înveți? Lasă-mă că vedem, nu banii. Hai să vezi. Meseria e brățară de aur și este un lucru foarte important în viața asta. Să înveți să faci ceva, un lucru. Să știi să faci un lucru, să ai o hârtie la mână, că știi să faci lucrul respectiv și să și știi să-l faci. Exact, să asta nu e. Ai hârtia la mână că ești vânzător auto, că ești, nu știu, vulcanizator. Să știi că nici invers nu e bine, să știi și să n-ai hârtie. Și să n-ai hârtie. Asta corect, este, da. La un moment dat, e o chestie pe care o regreți. Cunosc oameni care sunt în situația și asta eu. Și care regretă și care... E bine ca lucrurile să fie făcute atunci când trebuie făcute. Corect. Cum mi-a zis mie tata, du-te mă și ia-ți ceu și eu, fraiere, că o să te ajute în viață. Ce trec, cum trebuie mie mă camion, când o să conduc eu vreodată? Și acum mă bucur că am făcut lucrul respectiv la vremea respectivă. N-am condus niciodată tir până acum. Păcat. Dar la un moment dat o să-mi iasă și asta. Și, dar, adică nu pot să spun că m-a ajutat extraordinar, dar e bine să le faci la timpul respectiv. Exact. Și diplomele și, domnule, la ce trebuie mie liceul, la ce trebuie mie facultatea... Fă-ți treaba acolo cum trebuie făcută, ia-ți hârtiile la mână, fă tu ce vrei să știi să faci, fă-ți o meserie, că e foarte importantă să știi ceva, că meseria se numește brățară de aur, pentru că nu poate să-ți ia nimeni ce știi tu să faci. Băi, și a redevenit o chestie foarte actuală, pentru că, uite, tot asta auzim, apropo de meserie. Bă, nu sunt oameni. Bă, cum nu sunt oameni, mă? Suntem 18 milioane, ați înnebunit cu toți. Sunt oameni. Nu sunt oameni calificați pe anumite... paliere? Sunt oameni, nu sunt calificați pe anumite paliere pentru că ni s-a indus chestia asta de când eu m-am dus la facultate. Stai, tată, pe ce vrei să te faci vulcanizator? Sau ce vrei, tată, să te faci strungar? Sau ce vrei, tată, să te faci... Stai puțin că sunt niște meserii, repet, meseria e brățară de aur. Este foarte important din punctul meu de vedere să faci o meserie care îți place. Corect. Să te duci într-o... Bă, îmi place să schiez. Bă, mie îmi place să schiez, bă, frate. Uite, mă, fă o meserie în treaba asta, mă. Păi ce poți să fii? Poți să fii instructor de schi. Corect. Bă, și dacă ești instructor de schi, fii, mă, cel mai bun. Exact. Bă, fii cel mai bun. Și dacă vei fi cel mai bun sau printre cei mai buni, o să faci bun și în urmă ta. Lucrurile vor veni de la sine, exact ce spuneai tu. Corect. Deci, bă, tu fă, știi? Eu le spun oamenilor, bă, știți de ce muncesc eu? Bă, știți de ce muncesc eu să fiu cel mai bun? Bă, eu muncesc așa ca să vină la un moment dat unii care mi-au făcut mie niște lucruri, să ajungă la mâna mea și eu să le zic, nu se poate. Eu pentru asta muncesc, mă. Nu pentru bani, nu, eu pentru asta, mă, vreau să am satisfacția aia așa de hater, înțelegi? Înțelegi? Dar găsește-ți o motivație, găsește-ți ceva în viață pentru care să faci niște lucruri, învață o meserie, pentru că, repet, meseria e brățară de aur și te poți duce oriunde în lumea asta, oricând, în orice zi, din zi sau din noapte, trezit din somn, să faci chestia aia și tu știi să o faci. Băi, vinde mașini. Știu, mă, să vând, că am făcut 7 ani. Corect. Și am un basic al meu, am o procedură cum fac eu, am un stil al meu cum vând mașina. Hai, mă, să ți-o vând, să vezi. Da, bă, da. Nu ești bun. Să fii sănătos, dar eu așa vând. Știu să fac ceva. Da. Poate pentru altul sunt extraordinar. Poate nu sunt bun pentru tine, dar știu să fac ceva ce nimeni nu poate să-mi ia. Corect. Bun? Și băiatul ăsta, prietenul ăsta al meu, îmi zice: "Păi bine, mă, vărule, dar vezi tu, dacă vin la tine și fac și așa și ajung vopsitor, o să-mi zică lumea vopsitorul, mă, frate." Păi da, mă, frate, dar vezi tu, mie îmi zice lumea vopsitorul și eu nici măcar nu sunt vopsitor. Mie îmi zice lumea vopsitorul doar că tata are un serviciu de vopsitorie. Da, știi, ce, știi care e treaba, mă? Nu mai zic numele, știe el despre cine vorbesc. Zic, vezi tu care e treaba? Când o să zică ăla că vopsitorul, manglitorul, ce vrei tu cum o să zică lumea și o să râdă de tine? Că la noi așa e trendul, prima dată să râdă de niște oameni, știi? Așa. Tu o să bagi mâna în buzunar aici la spate și o să zici, bă, știi care e treaba, când stau pe scaunul ăsta aici, mă deranjează ceva, făcut de mine cu mâna mea luna asta, așa este. Înțelegi? Da. Și ai altă satisfacție, frate meu, când faci banii tu cu mâna ta și ești bine pe cașcaval, ești de la Delaco, știi ce zic? Da. E că e altceva și atunci când îi spui lui ăla, îi spui, ia zi, bosule, tu câți bani ai făcut luna asta? Păi eu am făcut 1000 de lei, că mi-a dat tata. Păi vezi, tu e o diferență. Eu fac banii mei, tu îi faci de la taică, de la maică. Foarte bine, bravo ție, nu e nimic de condamnat în asta. Fiecare își crește copilul cum vrea, face ce vrea. Iarăși, ajungem în discuția de copii, că așa, și cu una, că am ajuns și confort. Noi care am trăit niște situații de-a lungul vieții noastre, vrem ca și copiii noștri să nu trăiască situațiile respective. Și atunci de-aia sunt ăștia fătălăi, gen. Da. Știi? Bă, nu mai merg la curse. Știi că e poza aia la curse când stă la, cu diferențialul între picioare, știi?
Acum ăștia la Formula 1 sunt fătălăi. Știi? Adică, de ce? Pentru că au murit niște oameni. A murit Senna. Da. Au murit niște oameni. Și oamenii nu mai vor să se întâmple chestia asta. Vor, băi, facem un sport, ok, e sport. Nu trebuie să riște nimeni viața pentru asta. Că întotdeauna apare unul mai nebun, care vrea mai mult, care el, știi, are ouăle mai mari, care instinctul de conservare la el nu există și vrea să demonstreze. Bă, dacă vrei să mâncă, să nu moară cineva. Pe de altă parte, tot în lumea asta civilizată, există cursa de pe Island of Man, Island of Man, oamenii aia, aveam o discuție cu niște băieți de la MotoGP și spuneau, păi, ce se dau ei acolo, mă, că eu nu înțeleg. Păi să-ți explic eu, că mor, mă. De-aia se dau, înțelegi, că mor. Cum adică, mă? Păi asta e șmecheria. Să te dai acolo să câștigi, riscul să fie atât de mare încât Să nu poate face nimeni, dar, da. Dar e o chestie știută și asumată. Da. Adică... Mai făcut să zâmbesc, am un pilot acum în echipă care mi-a zis că în 3 ani se duce la I Love Man. Și îl cred. Să-i dea Dumnezeu, a mai fost un român, dacă nu mă înșel, nu care știu, s-a dat acolo. Nu știu istoric, cum am uitat, discuție. Mi se pare știu, la, un moment dat. La limita limitelor asta e. Unei vieți de om. Da. Eu îi admir, adică... Eu care am fost motociclist, am fost, asta zic că nu mai merg pe stradă acum, eu cred că dacă ești motociclist și nu ți-asumi că momentul în care te-ai urcat pe motocicletă poate să fie ultimul tău drum, e o greșeală enormă. Exact. Adică este o greșeală de la cerul. Dacă tu crezi că te urci pe motocicleta aia și te întorci acasă, 100% stai nicio problemă, e puțin greșit. Trebuie să-ți asumi. Și eu consider că majoritatea motociclistilor își asumă. De-aia și numesc donatori de organi. Da, asumă, din păcate efectiv. Din păcate. Eu nu o văd așa. Eu văd că unul care e motociclist se numește donator de organe pentru că el în momentul în care s-a făcut motociclist s-a dus și s-a înscris pe lista aia acolo. Adică pentru că își cunoaște riscul. Și asumă și zice, băi, eu sunt tânăr, mi se poate întâmpla. Exact. Hai să fac un lucru bun din toată chestia asta, să-i ajut pe alții care își oricum, motocicliști din ceea ce vedem pe stradă, mi se par niște oameni mai asumați decât că vorbeam la un moment dat înainte de podcast. Mi se par mai asumați decât șoferii, pentru că oricum te obligă în sine vehiculul ca să fii un pic mai acolo cu el, să știi ce faci. Să... E foarte important. Da. Sunt mulți oameni care fac parte din categoria motocicliștilor și nu sunt motocicliști. Nu există pădure fără uscături, Doamne ferește. E bine să nu generalizăm vorbim despre lucruri, despre ăștia care merg la formula studenți, niște fraieri, că i-am cunoscut eu pe aia de nu știu unde și nu știu ce. Nu e bine să generalizezi, pentru că, repet, nu-i cunoști pe toți. Referitor la întrebarea pe care ți-am pus-o, care e diferența dintre facultatea voastră și alte facultăți, răspunsul meu era că omul sfințește locul și diferența ești tu, din punctul meu de vedere, care ești foarte pasionat în ceea ce faci și faci lucrurile de atâta timp acolo și tragi toată chestia după tine. Eu fac pariu cu tine acum banii jos, că dacă tu pleci de acolo, Universitatea Transilvania din Brașov nu o să mai fie numărul 1 la facultăți pe România care participă la formula. E părerea mea. N-aș face pariu ăsta cu tine, dar există și posibilitatea. Eu nu o exclud. Dar ideea e că, într-adevăr, cum zici tu, e vorba despre omul care se implică în treaba asta. Și, bă, tu știi, acum noi am povestit foarte multe, nu ne ajunge nouă timpul la 50 de podcasturi să povestim toate nebunile și așa. Da. Dar trebuie să fii acolo. Viața aia trebuie să o trăiești cu totul, adică inclusiv timpul alocat. Sunt de multe ori... poate că îți închipe, bă, tot timpul e veselie. Nu e, frate. Câteodată te mai duci și cu dinții strânși pentru că ai și alte probleme de rezolvat. Viața e complexă la toată lumea, orice om are tot felul. Dar e vorba de opțiunea pe care ai făcut-o și de angajamentul ăla. Adică, bă, nu poți să-l lași deoparte. N-are cum. Asta dacă îl lași deoparte și asta e fain, e ca la I Love Man. Știi? Din punctul ăsta de vedere. Dacă ai lăsat-o a căzut. Depinde cât de mult înseamnă pentru tine. Corect. Că de fiecare dată când o scap puțin din mână, ți alunecă și când dă de pământ, e sigur că o să te întoarcă undeva, de o să faci și mai mult efort ca să faci treaba asta. Da. Acum noi avem un rulaj, că de-aia spuneam că e și o diferență de... Oricând poți fi detronat, să știi. Și cu mine acolo, să știi. Da, normal. Deci oricând și eu de-abia aștept... Nu e o garanție, doamne ferește. De-abia aștept să apară chestia aia, pentru că știi care e chestia? E una să te duci acolo și când vii acasă, știi, noi avem oamenii tot timpul mecanismul ăsta de a găsi refugii și scuze la astea. Adică sunt foarte puțini oameni care zic, da, mă, am fost prost. Nu. Bă, spun eu că e ok. Da. Ăla din fața ta
te va crede. Mereu m-au întrebat oamenii care am stat, bă, dar cum poți să fii atât de dezinvolt, să spui toate mizerile pe care le-ați făcut? Bă, dar ăsta e adevărul, adică eu te bag într-o cabină telefonică care nici nu e a ta, mă. Apropo de ce am povestit, nici nu e a ta dacă încep să-ți povestesc fluturi. Chestia e că tu trebuie să-ți asumi ce faci acolo. Chestia asta, la un moment dat, se poate întoarce împotriva ta, dacă nu o faci așa. Pentru că tu, mamă, ce frumos e, totul e roz, tot. Nu, a fost multă muncă, au fost multe eșecuri, extraordinar de multe eșecuri. Unele stupide. Cu cunoștința mea, știam, bă, e o prostie, adică facem o prostie, dar hai să ne ridicăm, frate, ne scuturăm de praf, pentru că acolo când ieși în lumea aia afară, bă, nu mai ești tu, nu mai e Mihai, nu mai e, e o universitate, este o țară. Adică, știi, noi încă ne mai crapă obrazul la treaba asta. Știi, apropo de ce spuneai cu apartenența la lucruri și cum îți asumi pasiunea și așa mai departe. Uite, de exemplu, eu am jucat și fotbal la un moment dat. M-am uitat aseară la meciul României. Nu m-am uitat. Bă, încă mă doare, tu înțelegi? Nu bă, deci încă mă doare. Adică, e un joc, e așa, dar eu am chestia asta și eu vreau să le dau și oamenilor ăstea, pentru că după aia zice, a, pe noi românii suntem cei mai de... Păi, dar normal, mă, dacă eu la Naționala mea mă uit așa, dacă la... Mă uit la Mirea, nu știu, așa, sau mă uit la Comșiț, bă, s-au dus și aia, nu știu ce. Bă, cum vrei tu să fii o nație în fața ălora, mă? Deci crede-mă și ți-am povestit, aia când cântă Uber ales, e Uber ales. Adică nemții întâi ne bat pe restul și după aia se bat între ei, eventual ca să știe cine este regele. Da. Da. Dar cam asta e. Și după aia, noi nu mai suntem. Când spunem asta, deja... Am discreditat toată noțiunea asta de națiune. Dacă ea mai trebuie să exist. Știi, nu trebuie să fii în zona aia în care ești un dus din ăsta, bă, eu sunt român, noi suntem cei mai... Nu. Dovedește tu, la nivelul tău, la modul în care te raportezi, adică nu suntem numai apă și pământ. Noi ne-am făcut așa. Au venit alții, să vezi, agenturile străine, știi? Că era o vorbă. Agenturile străine au venit și nu, noi ne-am devalizat singuri. Pentru că noi n-am știut să stăm nici la o negociere, nici la o investiție, nici la o... N-am știut să stăm drepți. Bă, nu mă vând. Din păcate, da, asta e... Nu e cam... corect să-ți vinzi ceea ce ai, dar nu pe tine. Da. Când ai vândut pe tine, atunci ești mercenar. Și da, trebuie să-ți o asumi și atunci tu trebuie să închizi gura când vorbești despre lucruri de genul ăsta, nu? Da. Și să mergi mai departe în meseria ta, pentru că și aia este o meserie, până la urmă, să fim în celălalt. Da, și este o meserie super bănoasă. Dar la treaba asta și apropo de ce spuneai, mai este un lucru care îl spun ca un semnal de alarmă pentru ceea ce se întâmplă la nivel formula student în România. Ce mai e în plus? Nu-s numai eu. Mai e ceva. Eu în timp am reușit, la început am primit aceeași reacție ca și oricare altă echipă care s-a născut într-o universitate. Atenție, este un fenomen care e privit așa cum ai spus, bă, nebunii aia care se dau la curs. Până explici tu că este un proces educațional, că uite de aici poate să iasă, nu te poate crede nimeni la început decât după 15 ani. Bă, uite, ăla e acolo, ăla a fost, făcut. Da, ăla a fost la Alpin, uite, ăla mele, a fost nu știu unde, la Lotus, la nu știu unde, unde a mai fost băieți ăștia. Nu ai cum să o arunci pe piață treaba asta. Tu trebuie să crezi în ea și să împingi lucrurile cât mai mult ca să poată să aducă și un interes pentru o universitate. Da. Da, nu este numai un interes de imagine, să știi. Este unul de imagine, pentru că noi, de exemplu, în clasamentul mondial suntem 200 și ceva. Din 1000 și ceva. Adică, cumva, de-abia acum universitățile ca și entități, în nivelul în care se compară ele la nivel mondial, au început să urce unde noi suntem de mai mulți ani în urmă. Da. Și de-aia am vrut afară. Da. Pentru că cumva aia îți dă și valoarea ta și ai o credibilitate care nu e doar scriptică sau vorbită sau așa. Corect. Ei, în timp am reușit și Universitatea Transilvania acum, în momentul ăsta, noi avem full suport. Bă, de la serviciu tehnic, de la achiziții, de la... Suntem încă, ne zbatem în niște proceduri și încă trebuie să găsesc eu căi. Știi că așa a zis Otilo când a venit în Europa. Noi suntem aici să găsim căi și a intrat cu cai în biserici. Dar eu trebuie să găsesc căile prin care să înțeleg toate mecanismele care ne împiedică pe noi să fim la nivelul ăla. Deși noi ar trebui să facem mașini de curse, asta ar fi ideal. Toată lumea vrea să fie în cabina lui.
Dar n-ai cum, frate. Că nu vine cineva și aruncă cu fis în tine și zice, bă, ia-ți cauciucuri, ia-ți aia. Nu, frate, trebuie să... Totdeauna, știi, aia zic, măsura lucrurilor pe care le atragi. Și din punctul ăsta de vedere, eu acum am din partea conducerii și, și fără să fie politică treaba, deci e dovedită. Nu-i ultimul, dar bă, îmi trebuie asta. Da, mă, nu-i nicio problemă. Du-te, fă. Du-te, fă, du-te, dovedește. Da, ai avut eșec. Deci, cum să zic, eu din punct de vedere al relației mele ca echipă cu universitatea, am o transparență fantastică. Adică, crede-mă că am rupt mașina și în momentul ăla am luat toată țapul și am zis la rector, domnul profesor, am făcut-o. Nu e nicio problemă. Hai, de la capăt. Dar până să ajung ca un rector și prorectorii și toate serviciile de lângă și tot ce în încrângătura asta, să-mi dea suportul, bă, au fost ani de zile. De muncă. De muncă în care, bă, hai să vă arăt. Deci așa ești, așa sunt lucrurile așa. Ei, asta probabil că celelalte echipe o resimt. Și eu le-am explicat și lor. Bă, orice lucru nu-l primești de-a gata, mă. N-ai cum. Și nu te refugia în chestia aia că nu știu ce firmă, nu mă uit, că mă uit prin jur și încep să vină nume. Bă, ți-a dat 100.000 anul ăsta. Ăla este un buget volatil. Tu dacă vrei să credești o chestie care să arate ca Blue Streamline, da? Tu trebuie să o gândești pe termen lung. O chestie care noi n-am fost învățați să fie așa, pentru că ea este un generator de oameni, de resurse, care mai departe își vor da măsura în timp. Nu o generație care, mamă, fii atent, da, poate să se ducă acum, nu știu, Timișoara să ia un podium. Și dacă nu mai există peste 3 ani, a fost doar o întâmplare. E ca meteorul, știi? A trecut. E frumos, i-am făcut poză, l-am pus pe Insta și s-a volatilizat în două zile când apare altă nebunie. Corect. Dar ca să ai continuitate, că noi asta pierdem și uite-te și în business. Bă, cred că e momentul în România asta să începem să facem lucrurile așezate. Așa. Adică da, dai în ele cam păcănele, mai câștigi un ban acolo, mai faci ok. Dar nu poți să compromiți totul dacă ai o strategie. Dacă nu, uite-te tu muncești de ani de zile la chestia asta. Da. Dar nu, dar nici n-am vrut rezultate imediate, adică nici nu mi-am setat că în 2 ani da, asta spun, vreau să spun că, băi, e un exemplu, da? Da, eu mă duc și mă duc în sus, câteodată mai și cobor, mai... Dar altfel. Făcând lucrurile continuu, știi? Da. Ăstea generează până la urmă o valoare, adică, da, poate că oamenii spun acum, bă, nu am timp o să fac asta. Bă, da, ai timp să alergi ca o muscă într-o găleată toată viața ta. Uite și acolo și acolo. Da, pentru că la un moment dat, da, noi am fost copii și ne-am făcut nebuniile și am făcut, ne-am dus și pe acolo și pe acolo. Dar la un moment dat am găsit un drum. Tu l-ai găsit pe al tău, eu pe al meu. Și eu asta cred că e important la tineretul ăsta de care zici. Bă, găsește-ți drumul, dă-ți mă cu capul, nu-ți da tare ca să nu mori, că e păcat, ești o viață, ești un suflet și n-ai fost trimis degeaba aici, da? Ai găsit, du-te pe aia și du-te și crești, nu mai ai ascultat tot felul de flapsuri, că asta o simți în tine, mă. Degeaba îți spune ăla, bă, mie niciodată nu mi-a fost rușine de nimic, mă, din ce am făcut. Nimic, da, și când am greșit. Au fost deciziile mele pe care eu le-am luat, care la momentul respectiv le-am rumegat, le-am gândit, am mers în direcția aia. Bă, noi dacă am avut ceva în educația aia veche, greșit, asta a fost, știi? Când ni s-a inoculat aia cu, bă, e rușine, vorbește lumea. Vorbește lumea, da. Păi lumea vorbește oricum. Adică orice aș face eu. Și popularitatea, surprinzător, adică tu spun ție că tu ești om de media, eu sunt la catedră acolo, dar și eu sunt un fel de media în fiecare zi, bat din gură acolo. Dar faptul că ești pe buzele oamenilor, nu are importanță că e negativ sau pozitiv. Tot reclamă se depinde, numește. Exact, o reclamă se numește. Depinde unde duci tu. Pentru că tu la un moment dat poți să dezminți anumite lucruri care nu-ți convin despre tine. Dar până la urmă ce te interesează? Da, nu... Na. Pentru că e vorba de liniștea aia care vorbeam noi. Bă, eu îmi fac treaba, adică tu... Știi? Eu le spun, de exemplu, așa, că vorbeam de copii și care mă întreabă de evenimente și, domne, cum faci așa și... Eu le explic foarte clar că dacă tu te știi corect, și tu știi că faci lucrurile corecte și știi că nu favorizezi pe nimeni și știi că n-ai luat bani de la ăla ca să închizi ochii, nu știu ce, să așa, nu trebuie să-ți faci probleme de ce zice lumea. Corect. Important este ce știi tu despre tine. Dacă tu ești împăcat cu tine că i-ai mințit pe ăia, că i-ai păcălit, că le-ai furat banii, că le-ai... Să fii sănătos, domnul, niște noaptea, oricum lumea va vorbi. Corect. Adică cel mai mult mi-a plăcut exemplu domnului Piedone. Știi așa? Domnul Piedone? Da. Domnul Piedone, nu știu personal, dar știu cine e. Nici nu doresc.
Cel mai bun exemplu a fost ăla, știi? Omul a semnat niște hârtii pentru care niște oameni nu mai sunt în viață, că s-a întâmplat o nenorocire. Da, da, da. Aș putea să spun că el este 100% vinovat, dar are o parte din vină. După care a candidat la funcția de primar cu un slogan care se numea: votează-l pe Piedone dacă nu vrei să te arzi cu alt primar. Ceea ce mi se pare tupeu fantastic. Da. Înțelegi? Dar vezi... Și, uite că ai și primar. Adică... Bă, știi care e chestia? Că, normal, mă, pentru că fiecare grup își merită liderul. Și noi, dacă digerăm chestia asta, înseamnă că el a meritat. Adică nu vorbesc de om în sine. Campaniile de marketing nu știi cum să fac. Și sloganele și astea. Dar dacă prinde, înseamnă că lumea consumă treaba asta. Da, și da. Exact cum ai spus tu, poate că nu numai el și nu în mare măsură el este responsabil, ci cei care l-au împins să ajungă acolo. Da, 100%. Nu e toată vina nu e a lui. Nu, dar și a noastră ca și societate. Bă, cine l-a împins pe omul ăla să ajungă sus acolo? Corect, pentru că cumva îl cunoști, adică dacă te duci și ai pus o ștampilă, vezi că exact ce vorbeam noi, tot cercul se închide. Bă, ai pus ștampilă, îl știi cine e. Sau dacă nu știi, atunci ești nebun, n-o pune, frate. Da. Corect. Du-te acasă, nu pune dacă nu știi cine e. Interesează-te despre lucrurile care după aia peste 4 ani te pot afecta până să te arzi cu ele. Corect. Ce mi se pare super tare este că în fiecare an se construiește o altă mașină la Formula Student. Fiecare an. Bă, și mi se pare tare eu că voi aveți mașinile alea vechi acolo și mi se pare tare că în fiecare an le vezi și după 14 ani vezi 14 mașini acolo și o vezi pe prima și unde eram și iubirea mea, mă, iubirea mea mașina aia, adică mi se pare așa super tare să-ți vezi evoluția an de an, pentru că acolo e evoluția an de an, voi în fiecare an faceți lucruri noi la mașină. Da, și gândește că e și o bază tehnică, știi? E și o bază tehnică și eu îmi doresc ca echipa să aibă timpul cap să parcurgă toate chestiile astea, pentru că gândește de când le scoatem câteodată la pistă, ei trebuie să facă pregătirea, pentru că o mașină de curse nu iese în pistă așa, i-au scos din garaj și ai dat cheie și ai plecat. Nu, frate, se reglează unghiuri, se strâng, tot se verifică, siguranțări la șuruburi, pentru că nu, e nivelul de risc la care te expui. Și îmi doresc ca echipa să testeze toate mașinile, pentru că evoluția o simți înăuntru. Adică, bun, o vezi tehnic, o vezi ca forme, ca mase. De exemplu, anul ăsta am ajuns cu mașina, cred că cu 100 de kilograme dedesubtul mașinii din 2011 și 2009. Okay. 100 de kilograme. La o masă totală, care acum o estimăm pe la 230 de kilograme, aia a fost de 330. Deci gândește-te procentual ce înseamnă ca evoluție să poți să ușurezi un vehicul cu 100 de... Asta e... El având 300. 4, da. Adică 30 și ceva la 100 din greutatea lui s-o dai jos. E fantastic. Da, și asta ține și de înțelegere. Adică trebuie să parcurgi drumul, nu poți să-l sari. Ok, nu poți să arzi etape. Asta e un subiect crede-mă de atins. Că nu știu cât timp avem. O oră avem? Hai că mai avem timp un pic. Când zici neopri. Dar mai avem un pic. Ideea este că, bă, știi cât de important este să mergi etapele așa? Pentru că e tot așa, lucrurile circulare, știi? Tu faci o mașină, ai făcut de 300 de kilograme, normal, ai văzut, noi avem brațe din astea inegale de tip A pe tubulatură. Okay. La primele mașini nu puteam să ușurăm mașina doar pe brațe. Trebuia să ușurăm toată masa. Bă, de ce nu mergem cu roți mai mici? De ce nu mergem cu brațe de carbon? Bă, voi sunteți nebuni, dacă am frânat, au rămas roțile în spate. E clar la masa asta. Da. Și totul trebuie să vină, deci fiecare departament din ăla, bă, tabla rezervor subțiată, aia, țevile de care țin centurile, tot trebuie să meargă într-un complex, pentru că e un vehicul care e o masă în inerție. Și tu nu poți să reduci... Toate piesele compun vehicul respectiv. Exact. Nu poți să slăbești deci doar una. Tu degeaba vrei să pui fuzete de aluminiu pe o mașină care e cât o vacă. Corect. N-ai cum, pentru că le rupi. Corect. Cât de bine le-ai face și mai departe. Corect. Ei, am trecut la soluția aia de-abia după ce am început să ușurăm masa suspendată. Da. Pentru că aia este o masă care îți face totul pe ăsta. Și după aceea, încet, încet am tot... Și încă mai putem să dăm jos. Deci pe soluția de șasiu tubular, pentru că noi suntem pe o soluție rudimentară care există din istoria automobilului. O structură tubulară care poartă 4 roți, are un propulsor și cam atât ai totul despre mașina asta. Dar felul în care sunt făcute,
anul trecut am avut, deci gândește-te, în anduranță, noi am intrat într-o anduranță de 22 de kilometri cu o penalizare de 2 minute jumate. Un tur se face cam într-un minut și 5-6 secunde, depinde cât care e. Nu poți să cobori sub un minut când ai de-astea, flying laps. Și am venit pe locul 3 în cursa aia, deci am recuperat 2 minute jumate. Asta ar putea să dea cumva măsura unde am ajuns din punct de vedere dinamic cu mașina. Puteam și mai mult de atâta, dar deja treceam de limita de exploatare a vehiculului. Pilotul putea, cu siguranță, dar tu, alergând o cursă de anduranță, trebuie să faci și management al resursei pe care o ai. Da? Și eram cu o mașină destul de grea. Mașina de anul trecut a avut vreo 256 de kilograme. Asta la altă cred că mai vedem vreo 25 jos. E mult. Deci în ecuația asta e foarte mult. Și eu sper că putem să ne mențim. Știi că eu la un moment dat am scris o chestie pe Facebook care ai văzut-o. Băi, lumul e lung până la vârf, dar vârful e ascuțit. Și e cel mai nasol să stai sus. Da, e greu acolo. E foarte nasol să stai sus pentru că după tu ai creat așteptări. E un mecanism pe care mie nu-mi place în firea umană, pentru că omul totdeauna are așteptări. Bă, ăla e ăla, nu știu. Nu, trebuie să lași lucrurile să vină așa cum sunt, să le faci față cât mai bine. Da. E complicat, adică teoretic pare ușor, dar e complicat să iei lucrurile așa cum vin, pentru că uite, de exemplu, o chestie care a determinat performanța aia a fost, bă, tu îți dai seama cum s-a simțit echipa aia în momentul în care ei au venit la linia de start, noi trebuia să intrăm că avem un queue, o coadă în care stăm, trebuie să te prezinți cu un anumit timp înainte, am respectat ordinea noastră și a venit unul și a zis, bă, dar mi se pare că bucșile voastre au un pic de joc. Și am spus, frate, dar mi se pare că am mai mers vreo 3 probe dinamice cu aceleași bucși, tot inspectate de tine și totul e în regulă. Și nu înțeleg ce vrei tu, că noi stăm de o oră în coada asta și mai avem 10 minute să intrăm și tu vii de-abia cu 10 minute. Nu înțeleg chestia. Nu că dacă nu îi le face... Bun, le-am zis la băieți, e clar că echipa mea a fost... În cap a fost lovită atunci. Bă, gata, hai. Și l-am chemat pe ăla. Bă, stai aici lângă noi. E bine? Noi. Am pus noi, repere noi. Am schimbat toată bucșăraia de pe braț în 10 minute. Am plecat în pistă, ne-au băgat cu niște mașini electrice care sunt altă clasă, alt cuplu. E clar că ești sub risc să fii ajuns de mașinile alea și să pierzi timp, că te bagă prin alveole de depășire. Și le-am spus, frate, tu atât ai de făcut. Condu. Fă ce ai făcut, ce ne-am antrenat toată vara. Nu ai treabă cu treaba asta. Când am intrat în ăla, în probă, ne-au zis, păi da, dar aveți 2 minute jumate penalizare pentru că ați întârziat. Zic, nu frate, am fost în queue cu o oră înainte și tu ai venit cu 10 minute și ne-ai întors și bun, e ok. Deci avem 2 minute jumate penalizate. E, al meu a fost și un noroc cumva, sau o providență, că eu nu prea cred în noroc. Aveam 2 mașini electrice din care una a abandonat. El își luase reper mașina aia ca să țină rid și când n-a mai văzut a început să meargă super tare și l-a prins pe ăla la altă electric. Deci noi am băgat mașini electrice în alveolă, deși erau la altă clasă. Și la sfârșit... Lumea a văzut chestia asta, de să știi că publicul e destul de cinstit în Croația, de exemplu. Bă, croații au și altă educație, motorsport se face VRC acolo, ei au și pistele, și, adică sunt mult mai inserați în fenomen. Și au văzut mașina că se mișcă extraordinar de bine și au devenit cumva fani, înțelegi? Și a venit un arbitru din ăla și a zis, bă, zice, nici nu știi pe ce loc sunteți. Zic, să mor tu că nu știu. Că simțisem că ritmul este așa, noi aveam, ne cronometram lapurile și asta. Chestiunea a fost că, zice că Bărbosul nu te lasă niciodată la greu. A fost zonă cu ploaie când am pățit noi chestia aia, deci era damp, cumva nu prea avea aderență. În timpul care ăia ne-au ținut acolo, s-a uscat pista. Și ne-am pus slick. Și am făcut recovery la timp. Deci cursele nu sunt numai... Bă, trebuie să fii deștept în fiecare minut. În fiecare secundă trebuie să fii deștept. Și noi am avut să atunci decizii corect. E o experiență care am acumulat. Uite, asta este în plus, din nou. Experiența de 14 ani. Bă, de curse. Deci ne-am furat-o în toate felurile. La un moment dat am și dat înapoi și așa. Dar ne-am furat-o în toate felurile și pe niște greșeli care nimeni nu putea să ți le spună de acasă. Bă, aveți grijă. N-ai că cum. Presiunea de... Da, și asta nu sunt scrise, știi? E bine să arzi etape, pentru că corect. Copiii din ziua de astăzi merg pe influencing. Ai văzut, toată lumea merge pe partea asta de influencing. De ce? Vor să ardă niște etape. Ei nu mai vor să pună, cum am pus eu, niște roți și mi-au
tras mijlocul discului în jantă ca era da, 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 că se montează cu flanșe și să-mi cadă roțile și lucruri pe care că mergeam și îmi bătea volanul și am pus pe cheia pe roți și roțile erau strânse și nu înțelegeam de ce îmi bate volanul, se desfăcuseră flanșele. Înțelegi? Și așa mai departe. Dar ei vor să ardă etapele astea, vor să le povestesc eu, să trăiască din experiențele mele, să le bage undeva la cap, dar să le uite în 3 zile și vor să ardă niște etape. Lucru care, din punctul meu de vedere, e cam imposibil. Dacă nu scriezi experiențele tale și nu faci pașii așa cum trebuie, e puțin complicat. E ca și cum, nu știu, copiezi la teză la mate în a șasea și într-a șaptea te întreb de ce nu mai înțelegi matematica. Corect. Păi, că ai ars un pas. Noi acum suntem în zona, poate când și suntem un pic inadaptați, că noi am trecut, am ars niște etape de-astea foarte tare, adică ne-a ars și pe noi. Dar cred că e o chestiune, știi, toată lumea asta evoluează cu tehnologiile, cu VR-ul, cu mamă, să vezi, experiență și piloții, de exemplu, sunt antrenați acum în simulator. Da. De-aia de multe ori vedem în Formula 1 piloți care nu mai pot să redreseze o mașină care a plecat de spate și că e o chestiune care e imprevizibilă și nu poți replica realitatea asta fizică complet. Dar eu sper că nu prindem generațiile alea în care se poate face download la viață. Aia va fi download și upload. Aia cred că va fi... La cum văd eu lucrurile, la un moment dat se va gândi cineva la treaba asta, știi? Să-ți extragă ție un pic, ți-a băgat o mufă aici, a scos-o afară, a făcut un pic curat pe fișiere și a transferat. Și cu siguranță toți avem virus și noi și avem și alea, dar avem și niște softuri foarte șmechere. E, probabil că asta va fi... Eu sper să nu fie asta următoarea evoluție a umanității, că nu-i prin procesorul nostru, e prin altul și nu-mi place să lucrez pe servere, știi? Rămâne de văzut, nu avem cum să știm, îți dai seama. Zi-mi, te rog, de-a lungul experienței tale, care a fost cea mai emoționantă participare la vreuna dintre etape, că tu îmi zici de Silverstone și înțeleg că ăsta e etapa ta de suflet, dar nu te-am întrebat câte etape... Nu mai mergem la Silverstone, să știi. De ce? Păi da, a făcut ăia Brexit, e cu vize, ne cântăresc. Serios? Da, nu, nici nu vreau să fiu ca într-o de-asta de emigrări, știi? Okay. Că mergem la curse și deci... noi și venim dintr-o zonă de-asta în care oamenii sunt verzi pentru ei, știi? Mai aveam o întrebare legată de chestia asta, dar mai întâi facem chestia asta. Deci, câte etape sunt într-un an competițional în care voi participați în Formula Student? Deci noi participăm în 2 sau 3 datorită, nu buget, okay, datorită faptului că ăștia studenți și mai au și licențe în iulie. De exemplu, pentru noi avantajul Silverstone, că Silverstone nu era în iulie, eu acum trebuie să fiu la Silverstone, de exemplu. Ok. Dar ei au licențe, au sesiuni de examen și bă, nu toți o să ajungă oameni care vor funcționa în... De ei trebuie să-și facă și de școală și mai departe. Plus că e o etapă pe care eu nu mai consider una dintre etapele valoroase decât ca marketing în Formula Student, pentru că odată cu izolarea asta a Marii Britanii de comunitatea europeană, majoritatea echipelor valoroase din Europa nu se mai duc acolo și au făcut... Deci, ca să înțelegi, Marea Britanie acum atrage foarte multe echipe de pe India, Pakistan. E zona de influență, știi? Okay. Între ei, adică și ei nu sunt cei mai cei. Okay. Pentru că nemții sunt cei mai austrieci. Cei. Okay. Sunt, okay. Sunt țările nordice, evident. Franța au început să se ridice acum, italieni, iar că nu. Machina de corse. Da, merg rău, deci sunt cei mai rapizi. Păi sunt, e adevărat. N-au fiabilitate. Da, n-au fiabilitate. E aceeași problemă și la Formula Student, să știi. Clar. Dar fac mașini. Da, fac mașini. Da, e o chestie de consistență ca și firea lor. Da. Și nici nu o să fie niciodată. Știi, sau austrieci. Da, să știi că întotdeauna nemții au fost înnobilați de britanici la management sportiv, mai ales pe domeniul ăsta, dacă ne gândim. Da. Dar chestia e că în Europa sunt acum vreo 9 sau 10 etape. Mi-ar plăcea, de exemplu, alte universități care fac exercițiul ăsta, un master pe motorsport și unii dintre studenți intră, de exemplu, într-un an din ăla și îl blochează, practic, anul, și îl îngheață. Face motorsport. Și face motorsport. Da, okay. Și ăia merg 5-6 etape. Echipele care merg 5-6 etape pe Europa vor și în state, se duc la Michigan, merg în Australia, merg prin Asia, pe la Tokyo mai nou, că japonezii
au fost topul mondial în CEI 1000, okay, la un moment dat, Universitatea din Tokyo. Dar în general nemții, 90 de echipe în toată Germania. Sunt ceva. Aici nu, aici suntem 5 oficial. No. România să se ține etapa. Să organizezi. Da. Oh my god. E un gând al meu. N-ar fi rău să spun. N-ar fi rău. Dar să știi că să organizezi așa ceva trebuie să aduci în sfera de influență, pentru că, fii atent, Croația a venit cu Porsche Engineering, cu Rimac, cu, deci tot nemții. Practic, da, este o subetapă al Formula Student Germania. Austria a început așa, Formula Studentist, care se face pe Hungaroring. Okay. Nu ne-am dus la ei. Dar ăia tot așa, sunt guvernați de Germania. La un moment dat, când s-a omologat Formula Student Spania, tot scrutinirii din Germania, deci practic nemții au făcut ca un fel de monopol pe continent. Știi? Și trebuie să-i atragi ca și structură, pentru că toate astea funcționează sub FSAE, știi? Și ei sunt, cumva, dacă vrei să pornești o competiție de asta, trebuie să faci o etapă. Croația de anul trecut a fost o etapă experimentală pentru omologare. Deci de anul ăsta deja intră de bea în clasamentele mondiale și au avut supervizare de la ea. După ce a ieșit evenimentul și totul a fost bine, okay, și asta, le-au zis, bă, de acum, de anul ăsta, sunteți oficiali. Ei erau un calendar de vreo 4 ani, dar mergeau pe zona asta, știi? Eu aș vrea să fac așa ceva, dar acolo trebuie să porn niște discuții cu niște oameni care sunt directorii, pentru că deja avem 4-5 echipe. Asta este una dintre condiții. Bă, dar vine în România, dar ce echipe aveți voi? Păi, uite, avem și noi. De exemplu, să știi că Ungaria are la Miskolc. Miskolcul nu e vreo megalopolis. Dar au asta, au la Budapest, au vreo 3-4 echipe, plus de asta sunt, erau și în Buza Vestului până a, de când s-a schimbat contextul, s-ar putea să fie nasol. Știi despre ce vorbesc și nu vreau să intru în detalii de astea. Eu am altă întrebare în cap acum, știi? Așa. Și m-ai întrebat de momentul emoționant, pentru că tot vin întrebări și așa. Da. Bă, e foarte complicat să compari adică emoțiile. Eu știu unul pe care mi l-ai povestit, nu știu dacă o să te referi tocmai la ăla, dar na, eu de-aia te-am și deci întrebat. Fii atent, primul moment cu adevărat care m-a făcut așa să mă zgâlțui un pic, știi? Deși sunt mic la stat, sunt destul de robust așa la lucrurile astea, dar a fost primul podium pentru Best Teamwork în Spania. Pentru că aia a fost pentru mine, bă, deci, indiferent că ai venit pe primul loc și așa, da, aia este nivelul performanței, dar noi aveam o problemă de coeziune, mă. Și în continuare și echipele românești și noi ca echipă, este o problemă de grup, frate, să lupți sub același steag, să te duci peste, ei, când primești o de asta de Best Team, bine, a venit și pe performanță dinamică, că am fost locul 4 la general, în 4 în anduranță și luase și un, cu cea mai grea mașină din competiție, premiul de fuel efficiency. Cai mei știau să meargă la consum. Mergeam mult pe roșu, știi, cu mașinile, că erau studenți și așa. Da. Dar asta înseamnă să-ți cunoști mașina, mei. Să știi. Dar chestia este că după aia, ca și intensitate, dar altfel de bucurie, a fost Croația asta, mă. Deci, bă, când noi am fost pe toată competiția, că știi că sunt 4 probe statice și 4 dinamice, pe toată competiția, dintr-un capital de vreo 800 de puncte, noi am fost la 18 puncte de Stuttgart, campioana absolut, 18 puncte. Deci 18 puncte le poți face, de exemplu, noi folosim un atenuator de impact standard pe care pierzi 20 de puncte, pentru că e standard și nu ți-l faci tu, îl cumperi. Okay. Și e omologat. Okay. Deci aia este diferența între noi și Stuttgart pe Formula Student Croația. Și ce mi-a plăcut, deci emoția podiumului ăla, bă, deci în sfârșit și după problema aia pe care am avut-o în anduranță și nu am prea înțeles-o, care a fost, bă, cumva am înțeles-o. Pentru că fiind sub omologare, deci trebuia să vină niște echipe sus, Stuttgart a abandonat asta în anduranță. Asta era următoarea întrebare, dar ți-o pun oricum. Adică n-am ce să-ți fac. Da, există zone de influență, dacă asta era întrebarea. Întrebarea era dar dacă te-ai simțit vreodată român și te-ai simțit dezavantajat din faptul că ești român. Întotdeauna m-am simțit român. De multe ori m-am simțit mândru și de multe ori am știut că sunt român și am fost privit ca și căpșunar sau hoț de buzunare și așa mai departe. A fost și confirmat în competiții în Italia când am mers în 2011. Am avut un autocross pe care Mihai Marinescu, cam printre puținii piloți care puteau să acceadă în Formula 1 la vremea aia, era în echipă, mi-a făcut autocross de m-am speriat cu vaca aia de 333 de kilograme, a apărut pe tabelă 1-1-1-1 și era așa.
După care s-a întâmplat că s-a resetat tabela și pe vreo jumătate de oră ne-a pus pe locul 22. Eu m-am dus cu ăla aia la tichete să, bă, dați-mi și mie să văd că mașina și pilotul ăsta poate să fac. Le-am jurat, bă, vă dau semnat că nu vă fac contestație. N-am înțeles niciodată ce s-a întâmplat acolo, n-are importanță. Dar am simțit lucrul ăsta pentru că, fii atent, eram în Italia pe Riccardo Paletti și acolo foarte mulți oameni din personalul auxiliar, ăștia care făceau mentenanță la pistă, asistente, că era mai mult de moto să alerga pe... Uh-huh. În Formula 1 niciodată nu cred că s-a alergat pe Riccardo Paletti. Erau români. Băi, când au văzut aia mașină românească, erau numai steagul românești pe acolo. Erau și măturători, erau mândri de ei la un moment dat. Și ne-am bucurat foarte tare, adică noi până atunci nu simțisem în competiții că am putea avea vreun suport moral de la cineva. Adică eram român, da, plecați cu căruciorul, cu rulmenți, ca să ne batem cu aia, știi? Și chestia e că atunci cumva am simțit că în cursă, când au venit și s-a agitat, cumva s-a schimbat, bă, ce fac ăștia aici, m-au venit ăștia aici, să nu știu ce. După care, prima participare în Spania, am avut un test de zgomot, despre care eu cred că ți-am mai povestit, în care ne-au ridicat motorul peste palierul în care noi aveam limitarea și s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu el, s-au spart niște lucruri prin el. Și cred că a fost tot pe un fond din ăsta, dar n-am luat-o așa, dar... Aia a fost rezolvată foarte interesant pentru că directorul competiției cu care acum pot să spun că sunt prieten, că eu am... Deci, 14 ani? Fii atent, sunt 14 ani. Salut, nu, 12 ani. 12 ani, că ei există... Noi existăm dinaintea lor. Dar ăla a înțeles ce s-a întâmplat acolo, m-am dus la el și am explicat, băi, omule, uite care șmecheria, găsește-mi un motor, că eu vreau să alerg. Am venit în Spania, nu să fac niște inspecții tehnice și să mi se spargă un motor și... Și a mers cu noi 100 de kilometri, a fost foarte faină povestea, de acolo a început prietenia noastră, evident că toată bucuria asta pe care ne-au făcut-o ei, că până la urmă ne-au ajutat și așa mai departe, a fost întoarsă în următorul an, exact în anul ăla cu podiumul, în care ei au avut închiriat circuit de Catalunia și suprapus, deci pe sfârșitul ultimei etape pe care o făceam noi, Anduranța, ultimele alergau mașini electrice și noi cumva am decalat programul și au venit unii de la clubul Ferrari din Nisa care erau foarte încordați și plătiseră bani, oamenii aveau rezervare de la ora 18 și noi nu terminasem asta și au parcat pe straight Ferrari-urile, mamele spaniolilor au început să dea șuturi în portiere, deci a fost o revoluție, atunci am fost și eu cum arată o revoluție spontană, adevărată și nemanipulată, știi? Și i-am spus asta, bă, stai un pic că tu o să ai o problemă mare. Am luat niște Hilux-uri, era și Platona era în echipă atunci și mai mulți băieți pe care îi știi. Bă, hai să luăm gardurile alea și am montat-o pe un heliport. Și s-a alergat cu mașinile electrice, care erau foarte puține atunci, la lanternele telefoanelor. Deci noi toți cei care terminase în combustia, i-am ajutat pe aia să-și facă toată chestia aia. Și de atunci s-a strâns cumva și au zis, bă, a venit la un moment dat și mi-a spus, bă, în sfârșit m-ați convins că oamenii sunt oameni. Și că noi am judecat greșit o nație. El mi-a spus, dar e un om cu o morală deosebită, adică e un om special. Trebuie să poți să recunoști. Și cu mult suflet. A venit și mi-a spus, bă, v-am judecat greșit. Pentru că eu pe vremea aia, și acum por barbă, dar aveam o barbă, uite atâta, și eram pletos și brunet, că acum am început să fiu argintiu. Și când am intrat cu ăștia, eram... Bă, ziceai că suntem o gașcă de-asta care a venit să bată tot pe docu și zice, a venit Los Romanos cu Popa, a venit cu Popa, știi, eram Popa. De unde de Dumnezeu să fiu eu Popa, că eram un drag deghizat atunci, știi, mai ales pe vremea aia că eram foarte aspru așa cu ei și impulsiv. Da. În timp m-am mai cizelat, zic eu. Te-ai mai liniștit? Deși, nu, am momentele mele, nu, dar controlez chestia asta, știi, am început să o controlez. Ea există acolo, tot... aceeași haos. Adrenalină, haos și așa, dar în timp probabil că am înțeles că trebuie să mă controlez pe mine, după aia o echipă, o mașină de curse și odată cu ăstea vine și performanța. Vezi că înveți despre tine foarte mult într-un proiect de ăsta, adică pentru mine, eu zic că a fost salvarea mea ca om în învățământul superior ca să rămân conectat cu lumea, cu studenții, cu tehnologia, cu... Nu zic că ceilalți nu sunt așa, dar eu vorbesc despre mine. Eu nu vorbesc despre colegii mei, n-am nicio măsură a lucrurilor, nu pot să dau eu. Eu vorbesc despre mine. Asta m-a ajutat foarte mult echipa asta și de-aia am ținut atât de mult la ea, pentru că
cumva acum pot să o exprim în vorbe, știi? Că se spune că inginerii au privire inteligentă ca și câinii, dar se exprimă la fel de prost ca și ei. Nu vreau să contrazic și treaba asta. Cred că am găsit și felul de exprimare, nu întotdeauna corect, sau cel puțin nu întotdeauna ai primit corect, pentru că nu mi-am pierdut duritatea în afirmații și față de echipa mea vorbesc, nu de alți oameni. Lucrurile nu trebuie să fie păcălite niciodată, când e punct, e punct, când e de la capăt, e de la capăt, niciodată nu am ezitat să-i spun cuiva pe nume, bă, o arză iurea. Înțelegi? Adică nu putem să ne păcălim, pentru că fiecare om care încearcă să facă chestia asta nu se afectează numai pe el. Pe mine asta mă omoară. Bă, eu am înțeles că faci o greșeală într-un grup, pentru că să nu crezi că e roz tot ce-ți povestesc eu. E, normal. Poate că a respirat roz și așa, dar nu este roz deloc. Nu, frate, e un garaj, suntem niște oameni încordați acolo care încercăm să facem niște lucruri, fiecare derapează câteodată, hai înapoi, dacă vrei, dacă nu, Godspeed, du-te ești unde, liber, așa. Adică e un organism viu care să, în fiecare an își schimbă față. Deci eu nu mi-aduc aminte generații să fi fost una ca alta. Bă, de fiecare dată am zis, bă, acum încep să controlez. Atunci, două palme, stai puțin, că nu e așa. Da. Fiecare generație are specificul ei și de fiecare dată m-au surprins plăcut sau neplăcut în diverse moduri. Și asta cumva m-a făcut să-mi fac o adaptabilitate în relația cu ei. Poate că ei nu pot să spună asta pentru că rigiditatea referitor la ce facem acolo nu o să mi-o pierd niciodată. Aia trebuie făcut așa. Când se va găsi unul să știe alte căi mai bune ca mine, dau un pas în spate. Și demonstreze. Da, mă, nu, și demonstreze că funcționează și căile respective. Da. Next. Bineînțeles. Nu, adică mie nu mi-au plăcut lucrurile astea cu... Bă, ceva din istoria noastră. Asta cu voievozii care după ce au ars câmpiile și... Bă, lasă poporul să trăiască, mă. Ești doar un om. Corect. Ești doar un om. Bun, ai fost bun. La un moment dat, vezi, inclusiv în campionatul mondial de Formula 1, să zici. Bă, trebuie să știi la un moment dat unde te afli. Și succesul ăsta despre care vorbeam noi la un moment dat, poate să-ți creeze cabina. Putem vedea. Da. Poate că Lewis Hamilton trebuie să gândească la lucruri. Poate că, de exemplu, Bottas și-a găsit locul, poate că Kimi Raikkonen a știut când să se retragă, știi? Adică, și astea sunt exemple, adică ar fi fain ca să ne uităm la curse și la tot felul de astea, să și înțelegem, mă, ce se întâmplă. Loeb n-a știut când să se retragă. Loeb a greșit cu retragerea. S-a retras, a venit, îi bate pe aia, iar. Da, da, da. E ceva greșit. Bă, înseamnă că face ceva bine, adică poate nu trebuia să se retragă. Face, clar. Alonso a făcut chestia asta. Zim, te rog, voi aveți pagină de Instagram la avem. Blue Streamline. Da. Ok. Canal de YouTube aveți? Avem și canal, aveți de, și canal da, de YouTube. Da, l-am reactivat, l-am avut de mult. Okay. Acum eu vină și a mea pentru că n-am reușit întotdeauna să creez echipa aia. Știi, ei sunt perisabili în timp. Adică ai o echipă de marketing care îți funcționează un an, doi. Da. Până înțelege, până povești. Corect. Adică numai să le povestești, da, oamenilor la ei. Nu cunosc poveștile, trebuie să transmiți lucrurile așa cum au fost ele, știi? De corect, multe ori da, sunt tentați să facă tot felul de chestii astea flamboiate. Am avut odată un eveniment foarte ciudat cu un administrator de Instagram care la un moment dat era în altă zonă cu friendurile și cu astea. Și am zis, bă, stai un pic, că este totuși o instituție în joc. Nu corect, putem să ne ducem corect unde vrei tu. Da, mă, ce... A, nu, aia nu e o problemă, mă, să știi că am văzut acum că... Rădea mesaje. Bună, eu sunt echipă de la facultate, da, vrei să ieși la o cafea? Asta au făcut-o cu toții și nu-i condamn pentru că da, lumea motorsportului nu poate fi desprinsă de... De realitate și de... Da, 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 păi asta mă uitam pe da, șapcă și am vrut să zic, dar nu mai da, dar chestia e că... Acum am reactivat și site-ul și toate... Deci trebuie o armată de oameni să-ți administreze corect chestia asta. Da. Voi știți mai bine, adică, bă, nimica nu poate să scape așa, mai ales că ți-am spus, dacă ar fi fost o chestie de gașcă de băieți, să fi fost, de exemplu, echipa mea de curse privat, ar da, fi fost fain, știi, pentru că mi-asumam toate porcările care le făceam ca individ. Dar eu am în spate o instituție, frate, și... Care învățământul este... în România, știm cât nu, de... Nu, dar e instituție de învățământ de superior. Închisie, ca să zic așa, și cât de deschiși sunt la noutăți și la lucruri și la, știi?
Adică știi care e chestia? Nu despre asta e vorba, că ei nu scurțuși, adică eu mi-administrez asta, dar eu vreau ca să transmit ceea ce se întâmplă acolo și să mă detașez de toate de astea cu tot felul, bă, dau un tricouaș și nu știu ce. Nu pot să funcționez așa în cadrul ăsta, pentru că nu sunt o entitate care aparține lumii private. Înțelegi? Și vreau cumva să transmit ideea asta pe care tu ai început podcastul. Eu n-am știut unde se va duce toată chestia. Știam că o să vorbim foarte multe, dar nu știam unde ne ducem. Dar mi-a rămas chestia asta cu copiii și așa mai departe. Și mereu vreau să transmit mesajul ăla. Adică dincolo de spectacol, bă, facem flăcări, să vezi cum învârtim roți. Adică aș putea să am un marketing mult mai spectaculos decât atât. Știi? Da. Dar nu vreau să-i duc acolo, pentru că atunci le crezi cabina telefonică. Și când o să se întâlnească față în față cu mine, o să zică, bă, prof, dar erai mișto, mă, știi? Și ai scos tigru afară. Și nu vreau asta, adică eu vreau să înțeleagă lumea, bă, cam așa se fac lucrurile, așa știm noi să le facem, deocamdată am dovedit în fiecare an că putem să le facem așa. Au mai fost și alte căi, nu întotdeauna de succes, dar nu asta e o problemă. Eu, din punctul meu de vedere, nu vreau să experimentez altceva, pentru că mi se pare destul de valoros ce am creat noi. Deja putem să facem un muzeu. N-aș vrea ca mașinile alea să fie un muzeu, aș vrea la un moment dat să fie un muzeu deschis în care oamenii să poată să interacționeze cu lucrurile, să anumiți oameni care au anumită pregătire în treaba asta, să poată să testeze, să vadă. E un alt gând al meu și cu siguranță o să se întâmple, pentru că am discutat-o și la nivel de conducere, dar lucrurile trebuie să fie o chestie cu cap și coadă, vreau un forum mobile, vreau mult. Nu știu, nu mă stâmpă, vreau mult. Foarte bine să vrei, că știi cum e, din multe ies două, trei și tot e bine, știi? Dacă îți pui așa tare, vreau și de aia, și de aia, și de aia, și de aia, mi se pare tare, să aveți canal de YouTube. De ce spun asta? Pentru că Netflix-ul m-a făcut să mă uit din nou la Formula 1, lucru pe care nu mai făceam. Bă, da. Deci de când m-am... Adică le spun tuturor că, nu știu cum să zic, poate viața mișto de la curse nu e pe pistă. E în spatele pistei. Nu e, mă. E la boxe, e la ce se întâmplă până la cursă, este la nopțile nedormite, este la... Tot pachetul ăla mișto nu este pe pistă atunci când se întâmplă cursa. Și oamenii, pentru că nu știu ce se întâmplă în spate, se uită la o cursă, își creează niște eroi care, de fapt, nu sunt ăia eroii principali în ce se întâmplă acolo, este doar o mică rotiță din angrenaj. Și poveștile mult mai mișto și mai emoționante și mai, nu știu, da, mă, viața, emoția lucrurilor sunt în spatele curs, sunt și... lângă curs, adică să trăiești o anduranță de pe margine, ăla înăuntru, da. El are plăcerea adrenalinei, care poți obții oricum, să te dai drumul de pe blocul ăla și cam același lucru simți. Plăcerea aia de a conduce așa, dar când vine de acolo și îl întrebi, zici că a fost luat la pumne, adică nu știe să-ți povestească nimic decât după vreo două ore începe să-și facă amintirile frumoase, pentru că e o construcție mentală, el nu are amintiri de acolo. Da. El vede conuri stânga-dreapta, bă, l-am prins pe ăla, parcă nu l-am prins, deci câteodată îi spun pilotul, bă, l-ai prins pe ăla, prof, eu? Da, mă, l-ai prins pe ăla, l-ai depășit, l-ai băgat în alveolul, a văzut. Puteți să-mi aduceți mie telefonul ăla, că răspund eu la el. Dacă aveți, nu puteți să mi-l aduceți? Haideți, aduceți-mi, că răspund eu la el, jur. Pe cuvânt, chiar sunt curios cine sună, adică. Nu sună nimeni? Nu, e doar o alarmă. Nu e un truc, am crezut că e telefon. Pe vechi. În sfârșit. Da, deci asta consider că ajută foarte mult. Partea de YouTube și partea de a avea niște oameni care să filmeze lucrurile acolo. Știu că e greu să... Cum să spun eu? Să spui amprenta pe niște chestii pe care nu le faci tu și nu le controlezi 100%. Corect. Eu știu ce înseamnă să fii pasionat de ceea ce faci, că și eu vreau să am control în tot ceea ce se întâmplă. Eu fac totul, nu face nimeni, eu fac totul. Eu dau cu capul, nu se poate la un moment dat. Nu. Trebuie să mai lași un pic de la tine. Da. Trebuie să ne mai dai credit și autora. N-ai înțeles lucrul ăla, deci lucrurile pot derapa într-o zonă care n-au nicio legătură. Și încă nu am găsit, deci eu nu mi-am găsit Dobrescu, că aș vrea și eu mă un Dobrescu, nu mi-l dai și mie un pic. Să vezi ce mișto, are niște cadre de filmat acolo. Dar pe bani, nu știu, vedem mai. Foarte bine. Dar da, ți-l dau. Vezi, asta înseamnă meserie bărțară de aur. Da, păi da, trebuie să faci bani cu ce faci, nu trebuie să-ți fie rușine să ceri niște bani pentru munca pe care o faci. Acum, realitatea în care te autoevaluezi tu, e realitatea fiecăruia. Corect. Că mulți se cabina pot supra-evalua și așa. Iarăși,
mersul la circuit și ce vorbeai de pilot și așa, eu dacă mă duc undeva și mă dau cu o mașină, eu sunt în lumea mea. Adică eu acolo oricum și aici pe pistă că mă dau cu motocicleta, m-am dat cel mai tare, m-am dat cel mai mișto, pentru mine am fost campion, pentru mine, știi, adică eu mi-am făcut filmul perfect, foarte pentru mine, bine. Știi? Și atunci asta e ce contează pentru tine ca om, ce contează pentru echipă, e cu totul și cu totul altceva. Corect. Depinde de care ți-e targetul și unde. Eu cât pot să vă susțin, vă voi susține tot ce pot și așa, pentru că mi se pare o chestie mișto, mi se pare că faceți un lucru frumos, mi se pare că se pune pasiune acolo în ceea ce faceți și nu sunt lucruri care sunt făcute pentru bani sau pentru faimă sau pentru, nu știu, cupe la facultate sau mai știu eu ce. Nu, e efectiv pasiunea de a te da la curse și te-am chemat în podcast pentru că am vrut să le arăt oamenilor că se poate și în România, pentru că mulți, mai mult ca sigur mulți care se uită până la podcastul ăsta, până la ora, până la minutul ăsta în podcast, erau fern convinși că în România nu se poate, știi? Ca pe vremuri erau cercuri de alea de karting. Dar au fost și exemple pe vremuri, să știi. Adică formulele în România, dacă ți-aduce aminte, a fost Easter-ul și după ce am făcut noi podcastul ăla anterior. Da. Și aici vreau să fac o reparație morală și aș vrea să transmit generației alea care a făcut Easter-ilor că uneori trebuie să fie și atenți unde să pun virgulele în propoziție. Când am spus eu atunci că prima mașină, primul monopost construit aici la Brașov, așa okay. a fost, nu în România, deci primul monopost românesc construit aici la Brașov și era o virgulă în podcastul ăla, cred că okay. și Dobrescu știe că era virgulă acolo, că a montat foarte bine toată treaba aia, deci noi n-am spus că am construit primul monopost din România. În schimb, am construit primul monopost din România care alerga pe Silverstone și aici am încheiat, dar vreau să fac reparația asta morală pentru că au fost comentarii inclusiv pe ăsta și e corect, să știi că oamenii ăia, în anii ăia, au construit niște chestii care erau mult peste ceea ce putea România să facă. Se restaurează un din ăsta, dacă știi, pe la Cluj, Chieleti s-a apucat de o treabă de genul ăsta, să restaureze unul dintre monoposturile cu care s-a alergat în anii 70, aveau motoare de Dacia, erau pe țeavă, pe tot tubulare și așa, era o cupă pentru Europa de Est, pentru că atât aveam noi acces în vremea. Dar, acum să revenim la ce spuneai tu cu YouTube-ul și cu toată treaba asta. Încercăm să ne facem treaba pe toate palierele. Știi unde e problema mare? Că mulți dintre oamenii care filmează și fac lucrurile astea sunt chiar din echipa ălora care montează și de multe ori bă, ratăm niște momente fantastice și omul dedicat care să stea în garaj lângă șpan ca să urmărească când sare scânteia aia faină, încă n-am reușit să-l găsesc, pentru că să știi să ai povestea aia, poate că nici noi am chemat către noi, deși am făcut mai multe apeluri pe facultățile de profil, sociologie, ăștia care fac media și așa. Care își doresc să facă asta că le place. Adică exact, am avut niște tentative, au fost niște fete foarte drăguțe care la momentul în care a început să iasă fum și flăcări și astea, s-or fi speriat, nu știu ce s-a întâmplat și s-au diluat. Dar cred că chestia asta este și el e un bun exemplu. Trebuie să alergi după mașini, frate, ca să le filmezi, să faci materiale faine, adică trebuie să citești despre ele, să vezi care e dinamica lor. Le-am explicat oamenilor că, cum să spun eu, pe YouTube, știi, oamenii își dau, nu neapărat pe YouTube, în platformele astea online, oamenii își dau cu părerea despre lucruri fără să cunoască toate datele problemei. Exact cum zici tu, oamenii comentează că li s-a părut lor, da, că foarte ai zis bine. Tu, că n-ai văzut virgula, că nu știu. Oamenii vor comenta. Ok, poate ai timp, poate n-ai timp să le dai explicații tuturor. Nu, asta am vrut să fac, că e vorba de istoria motorsportului în România. Fiecare face cum consideră, sunt oameni care dau răspuns la toate comentariile pe YouTube, sunt alții care nu răspund deloc, sunt alții care nu știu, interacționează cu comunitatea lor, alții care nu interacționează. Fiecare își face treaba cum își dorește în comunitate și așa. Ce pot eu să le spun oamenilor este că e greu să judeci și să faci afirmații fără să cunoști oamenii respectivi. Corect. M-au criticat și m-au răscriticat în fel și chip legate de episoade și așa mai departe și eu le-am explicat că un episod la noi costă 350 de euro. Atât costă ca eu să filmez un episod. Eu și cu Marius investim 350 de euro într-un episod. Da. Acum, că banii vor veni înapoi sau nu, e alegerea noastră și investiția noastră. Investim cam 350 de euro de vreo 4 ani de zile.
nu știu câte 350 de euro mai investesc. Înțelegi? Pentru că dacă nu se întorc lucrurile, da. Asta e ideea. Da. Oamenii nu văd lucrurile așa. Oamenii zic, nu știu, băi, te-ai făcut emisiune, mie îmi faci cadre, mie stai și îmi filmezi 3 zile un episod, mie îmi filmezi și de sus și de jos și din stânga și din dreapta. Și eu spun, tu fă-ți tu emisiune și fă-ți tu mai bine ca mine. Corect. Că eu așa fac, că am ajuns la concluzia asta, că atât rentează pentru mine. Și oamenii ăștia care să vin să filmeze la tine, să vină să filmeze, să investească timpul lor, pentru că nu se poate să arzi etape, nu poți să ajungi cu Marius Dobrescu să ceri niște bani pe clipuri, dacă nu ai stat în genunchi, evident, la mașini niște ani, niște lucruri, niște chestii. Deci nu se poate. Dacă m-am dus la Raliul Argeșului, că m-au invitat oamenii la Citroen, și la un moment dat, prin notorietatea pe care o am, un jandarm m-a recunoscut și zice, vino, stai cu mine aici. Lângă mine mai erau niște băieți din Pitești care erau cu mine. Zic, bă, cum, stau eu și ei, nu? Să facem cumva. Uh-huh. I-am mai băgat și pe ei, i-am mai dus după gard, că a mai venit un șef, că a mai... Na, știi cum e, am încercat să ne gospodărim acolo. Și la un moment dat a venit un băiat cu un aparat foto, care stea cu mâinile întinse peste gard să filmeze niște cadre. Așa. Și spune jandarmului, nu poți să mă lași și pe mine după poartă ca să filmezi niște cadre mișto? Și eu i-am spus omului, acum probabil că mi-a luat un nume de rău. Și am zis, bă frate, uite, știi, trebuie să mai faci niște ani de ăștia de filmată după gard, da. Ca să ajungi să-ți dea și ție legitimație de asta, să poți să stai aici după gard, să ții cadrele mișto. N-ai cum să, din prima să iei tot suportul. Mai întâi trebuie să faci niște sacrificii, să demonstrezi oamenilor că îți dorești. Iarăși mai veneau copii la mine și spuneau, probabil, nu știu, probabil vin și la tine, dom'le, cum, eu sunt pasionat și cum fac, vreau și eu să intru acolo. Du-te mă la ea la ușă. Mă, stai la ușă acolo în fiecare zi. Bă, stai la ușă în fiecare zi, demonstrează-le că îți dorești și eu îți garantez că mai devreme sau mai târziu oamenii te vor lua și îți vor da și niște bani. Corect. Care poate o să te satisfacție la început, poate nu, dar e o mare satisfacție să vezi că tu câștigi niște bani pe cârca ta, așa, pe pasiunea ta, că te-ai dus la ăla și ai zis, bă, Mihai, aia mă vreau și eu să vin la echipa asta aici. Nu sunt la facultate, nu știu, hai, bă, nu pot azi, vino mâine. Și ăla vine și mâine. Bă, nu pot mâine, vină pe mine, caută-mă zilele următoare. Și ăla tot te caută, la un moment dat zici, bă, ăsta chiar își dorește, ești nebun. Da, da. Hai să văd cum îl ajut să fac, că ne ajutăm reciproc, știi? Da. Dar duceți-vă și faceți lucruri, duceți-vă și manifestați-vă interesul. Exact cum spuneai, faci asta de 14 ani, ești cel mai bun, ești numărul 1 în România pe formula student. Da? Bun, vin la tine banii? Vin banii, te caută banii? Nu, te caută banii. Dacă nu te duci tu să te prezinți, să faci, să le spui, domne, uite, sunt, uite ce fac, uite, vreau asta, am nevoie de asta și banii nu o să te caută. Bravo, niciodată. Acum îmi place ce transmis, pentru că niciodată banii nu o să vină. Și asta e o realitate, nu că îmi place ce transmis, pentru că îmi place ce aud. Da, asta este o realitate în care am trăit. Păi am trăit-o și eu. Și pe care ai trăit-o și tu. Adică eu către oameni, n-avea nimeni la mine. Sunt în două povești similare, în două lucruri diferite, dar... Chestia e în felul meu, bă, nu o să te caute niciodată banii. Da. Indiferent cât de faimos sau notoriu ești. Eu nu sunt notoriu și așa. Mai bine să te duci tu către ei. Dar e mai întotdeauna mai încerc ca ceea ce am construit să prezint la modul corect. Bă, uite, cam asta e șmecheria. Da? Dacă poți să mă auzi bine, nu putem să trăim cu frustrarea. Bă, nu vine nimeni să investească. Bă, nu se întâmplă așa în lumea reală. Investitorii atragi. Nu vine nimeni, adică nu e un jur de investitori care stă și se uită peste țara asta și zice, ia, te de dea asta e, ăsta e mișto. Uite și ăsta e mișto, dă-i și lui. Au și sunt oameni pe joburi de genul ăsta care ar trebui să găsească și să-și investească banii, că iau niște bugete de cheltuit, dar poate o altă nu dreapă. Mai ajung la tine că vin alții care corect. Zic, uite-mă pe mine, pic-mi. Da, atunci, în drum spre tine la tamponatul unul. Da, nu mai ajunge la tine că zici, exact. Știi? Și atunci tu dacă nu te apuci să te prezinți, să zici de tine cât de bun ești și să crezi în tine și să te evaluezi corect pe tine și să ai o imagine creată în timp, ceea ce vorbim aici și așa, e greu să vină banii, știi? E greu. Dar, că vorbeam la început de alte facultăți care vin la mine și mă întreabă de sponsori. Le dau numărul de telefon al partenerilor mei. Foarte și bine faci. Să facă ei cum și mă cum gândeam. Consideră, cum consideră. Și mă gândeam. E ca aia. Două ore. Două ore mai avem, auzi. Nu știu. Trebuie să oprim, e prea mult. Mă gândeam să te întreb, știi, domnule, cum faci tu să-ți obții parteneriatele ca să știi și alții să... Dar nu te mai întreb. Nu te mai întreb și nu că n-am timp, da. Și pentru că ar trebui să-și descopere singuri.
cum să-și găsească banii. Și dacă urmăresc podcastul ăsta, tu mi-ai răspuns la întrebarea asta prin multe alte răspunsuri, ar trebui să-și dea seama singuri cum. Dar cred că le-am spus, pentru că eu m-am întrunit cu cu mare drag și eu i-am ajutat cu ce am putut. Le-am spus cum se obțin lucrurile astea și să știi că sunt dintre echipe, ce mă bucură, dintre echipele care au apărut mai recent în România pe Formula Student, cumva au bani. Au bani poate mai mulți decât am eu disponibili. Acum e și o altă chestiune. Poți să atragi un sezon foarte mulți bani. Este foarte important ce faci cu ei. Și aici închei propoziția. Corect. Pentru că tot ce faci este, îți găsești o reacție în universul ăsta. Deci într-un perete poți să dai un pumn foarte tare, să-l dărâm sau să-ți rupi oasele la mână. Și te duci la doctor, am pățit eu principiul asta, acțiune și reacțiune. Am pățit eu asta și m-am dus la doctor și mi-a zis: doctor, bă, de acum când vrei să mai dai cu pumn, mai enervi așa? Dă cu capul, mă. Da. Dă cu capul, că aici ai un os atât de tare, da, încât nu se sparge osul până nu te ia pe tine amețeala. Înțelegi? Deci dacă vrei, dă cu capul, dai o dată, mai dai încă o dată și cazi în curs. Stai liniștit, nu mai ajungi la mine aici să te pun în gips, știi? Deci, da, să știi normal că au găsit căile și sunt bani 100%. Pentru asta. Ți-am zis, din punctul meu de vedere, numai banul e important. Ți-am povestit într-un alt podcast, pariu, bă, facem 1 milion de euro, dacă nu batești tot cartul, nu ne mai întoarcem în România toți. Așa e, da. Da, păi, este și pașii aia sunt în spate, pașii aia care nu poți să-i cumperi. Da. Nu poți să-i cumperi. Nu poți să, iarzi, nu poți să te uiți la YouTube, nu poți să, nu poți, n-ai cum să-i păcălești. Eu îți mulțumesc. Și am eu fi mulțumesc. Stat 7 ore la discuții, știi foarte bine. Sper să reușești să ai muzeul ăla cu mașinuțele. Bă, eu vreau să bat în Croația, iar muzeul se creează de la sine când facem fiecare an treaba asta. Da, se creează de la sine, trebuie întreținut, acolo va trebui să găsesc o soluție, pentru că o generație care e în plin sezon și așa, să facă mentenanță. Știi, va fi tot mai greu pentru fiecare generație, adică când faci 20, să ai grijă de 20 de mașini. Apar și va trebui tot felul de lucruri, să gândesc o structură inclusiv într-un cadru de ăsta de educație, pentru că alea pot fi bază didactică pentru intrarea în echipă, să înveți pe ce a fost vechi, să înțelegi. Corect. Să desfaci, lucrez, să montezi. Da, lucrez la lucrurile astea, ele se vor întâmpla, tu vei afla de ele cu siguranță. 100%. Dar da, eu mă bucur să ne dea Dumnezeu putere de muncă, vorba aia, ca să facem lucruri fantastice chiar și în România, că poate oamenii cred că nu se poate. Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp. Îți mulțumesc că ai venit de la Brașov până aici. Oricând. Ce zi azi, mă? Miercuri. Miercuri. E ok, nu e aglomerat. Nu e aglomerat. Te întorci bine. Stai liniștit, că e... Gata. Mersi frumos. Mersi.